Ce-mi plac mie oamenii? Domnul cu camera de luat vedete? De filmat. Să trăiți. Se numește Geana Cari Florin. Este o persoană publică cunoscută și face o sesizare la adresa dumneavoastră. Domnul Geana, vă ascult. Domnule comisar șef, dânsul este șoferul primăriei sau mașina. Cui este mașina aceea? Ia dânsului, că așa l-am văzut mereu. O transport aici... Soția dumneavoastră este primar? Da. De cât timp conduceți mașina aceasta? De când este doamna primar. Am înțeles, dar nu sunteți angajatul primăriei? Nu. Bun, cum vă justificați în foaia de parcurs? Că văd că puneți, uitați, motorină, benzină, bine, că aveți și cățelul. Lululu! Vă rog să dați și mie buletinul dumneavoastră. Cartea de identitate. Dragii mei, poliția română filmează camera aceea? A, așa, da. Poliția română este un brand. Uitați, vine, domnul comisar, ei vin pe drumurile publice, uitați, n-au plăcuțe. Uitați, au venit pe drumurile publice, da? Cum au venit? N-au plăcuțe, uitați, să vedeți, da? N-au asigurări, ei circulă pe drumurile publice. Ce comisar frumos, șef! Mă bucur, serios? Deci când l-am văzut pe omul acesta, am zis că... Colonele, ia zi ceva. Test. Ia uitați-l. Dacă are ATE... Caută-l-ai, nici geam nu are, nimic nu are, da, n-are treabă, aici este raiul de rai. Deci, dragii mei, cei ăștia care înjurați voi, uite, poliția română, da, bine, mărțoagă, obosită, aici în județ există un comandant de poliție pregătit, a venit comisarul, 3 stele, șef, comisar șef, vai, omul acesta, nu știu, parcă simt că face ordine pe aici. Domnul este șoferul primăriței. Recunoaște omul, de ce? Vă sfidăm că vreți voi. Ia, să vedem noi aici. Toți sunt angajați cu carte de muncă. Ia uite, circulează. A, nu are. Geamul spart, neînscris, neînmatriculat, iar circulă pe drumurile publice. Să scuză. Nu are asigurarea la el, nu are talonul, dar mirosul de șef, colonel, general, îl vreau cel mai mare, mareșal, chestor, îl vreau chestor. Nu am studiile necesare pentru... Dom'le, poliția română știe de glumă. E alături de cetățean. Nu sunt încrezuți. Socializează cu cetățeanul. Ăsta-i Lululu din pădure. Câinele te-a părât. L-a părât. Uite, spune. Ce-a făcut? A venit poliția? Să nu filmeze actul, colonele. Ia. Sunt angajați toți. Către primăria Comunei Olteni. Oh, păi da, e sigilată primăria Olteni. Nu este adevărat. Nu există chestiuri pe aia? Nu. Am înțeles. E fără margini și fără fund. Cine vă dă informațiile? Câinele. De ce mă minți, bă? De ce mă minți, bă? Ăsta. Cum nici mașina asta nu e a primăriei. Autoturismul e al primăriei. Cine l-a adus aici? Eu. El. Dumneavoastră l-ați condus, da? Da, da. El îl conduce, de, toată lumea știe că mereu. Timp de o lună de zile, în ultima lună, ai condus sau nu? Da. O iei pe soția de aici, da. O duc la primărie. Și înapoi. Atât. Dar mașina stă aici. Da. De ce? Să fie protejat, nu? Păi din moment ce ar rămâne acolo, eu cu ce aș veni acasă? Dom'le, de ce râdeți? Ce e de râs în toată lucrarea? Știți de ce? Ce vi se pare pădos? Nimic. Mi s-a părut pădos că... S-au asesizat niște aspecte. Da. Eu v-am cerut cartea de identitate. Vă rog să-mi dați... Actele la mașină. Și foaia de parcurs la mașină. Foaia de parcurs. Eu te... Nu am talonul, dacă vreți, dați-mi talonul. Dar cum ești, bă, omule? Nu ești angajat al primăriei? Ce nesimțire pe ei? Omul ăsta vinde lupul fără blana ursului din pădure. Deci, dragii mei, repet. Acum încep altă strategie, să laud poliția română. De ce?
Așa de mulți am colonele, așa de mulți am prieteni, mai mari decât domnul din imagine. Când a venit, a început să zâmbească și am zis, e clar, este alături de cetățean. De ce fac chestia asta să se vadă burta? Au fost vreo doi din ăștia pândari la un magazin renumit în Ploiești, da? Uite, ăsta este oaie sub acoperire, l-a părât cățelul. Are tupeu pândarul sau pădurarul, pândarul, că pândarul este cel care păzește, deci pândar, dumnealui. Ia uitați, actele mașinii unei instituții. Am avut vandat cu toată dragostea, cu toată plăcerea, foaia de parcurs. N-ai foaie de parcurs. Nu. Dar cum o conduci? Cum ce conduce caritate? Toată lumea asta, domnule? Nu, nu, nu. Cum conduce și dumneavoastră? Da, da, eu, a mea, mașina mea, a mea. Păi și ea nu trebuie să ajungă la acest serviciu? Sărac. Dar așa de sărac ești pândare. Că ești pândar. Păi ce vreți, domnule, să o duc cu mașina mea proprietate? Pe jos. Păi pe ce motiv, dumneata, te-ai duce pe jos? Nu cu mașina. Da, ești da. Angajat. Nu, dar nu ți este rușine. Păi pe ce motiv, domne, să-mi fie rușine? Rușinea este virtutea oamenilor lași. Măcar cu atât să rămâneți astăzi de la mine. Pândare? Rușinea este virtutea pândare, oamenilor câte cioate lași. Ai? Pentru ce să-mi fie rușine? Pândare, câte cioate ai? Domne, ai altă gâscă. Altă gâscă? Aici vreau că folosești bunul. Da, domne, ce am făcut? Ce am băgat în buzunar? Ce am câștigat? Banul public. Păi ce e cu el? Am băgat eu în buzunar banul public. Am luat eu 5 bani din banul public. Ce avem? Ce, domne, ce este? Ce vi se pare pe jos? Dumneavoastră ați venit ca și când ce se întâmplă aici, nu mai se întâmplă nicăieri în toată lumea aceeași lucrare. Puneți-vă în locul meu, puneți-vă în locul ei, ce ați face? Ce ați face? Păi ce ai face, mă, tata, dacă ai fi în locul ei? Ce ai face? Cum ai face? Cum ai gestiona această situație? Ce vi se pare pe dos în toată lucrarea asta? Unde e ilegalitatea? Ce am furat, ce am băgat? Ăsta e Pormistreț? Ăsta e Patrocle, cel mai mare bagabund. Patrocle. Și are șef? Da. Auzi, dar fii atent. E cel mai cuminte. Eu te înțeleg. Nu, nu. Acum, pe corect, nu. Motorina o pui mata, nu-i așa? Motorina, asigurările. Zi-mi și mie, fii atent. Dacă ți-arăt eu ceva, acum, pe corect, că ai fost la mare cu ea. Omule, ai demnitate. N-am fost, domnule, la niciodată. Nu. Sigur? Astăzi nici nu s-a mișcat nu, aici. Nu, las-o, nu. Arare cazul. Dar spune unde era soția mea tale, la primărie, de dimineață, cu noaptea în cap. A dus-o altcineva mașina, da, era cu noaptea în cap, la primărie. Da, și-a dus-o altcineva. Nu, aștept astăzi să vină un coleg cu da. Mașină și o să mergem la postul de poliție Olten și clarificăm situația. Acolo nu, nu, vreau să mergem, că avem sute de tone de gunoi și să chemați garda de vreau să le iau. Punctual și pe rând. Da, da, nu. Asta puteți să o faceți, dar pe urmă eu plec, pentru că am anunțat garda de mediu, dar anunțat și dumneavoastră să constatați poghe 38/2022, pentru că eu nu stau, că mi-ați venit aproape o oră. V-am înțeles. Și pe urmă, e aici, că mergem la primărie, e rapid. Așa, domnule. După aproape o oră. Da, știu. Zona de responsabilitate a secției este una foarte mare. De ce? Nu aveți deficit de personal. Da? Domnule șef, nu pot, domnule, să încurc această zi și acest oameni. Eu vă dați seama ce înseamnă. Deci am la zizare lup. La adresa dumneavoastră. Unde-i tu? Ia uite ce gură. Nu aveți, bă, nimic, nici domnul, nici nu, nici asigurare. Da. Aveți contract cu primăria pentru lemne? Da, 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 primăria achiziționa lemne care trebuie să, ia, colonel, să le ridice, să le ducă la și primărie. Și între cine e semnat contractul? Între direcția Silvică Telorman și primăria Olten. O să vedem. Și m-a ta gestionez lupul din pădure. Da. Îl vinzi cu blană sau fără? Umblă un zvon. Bine, noi putem să te contrazicem. Era la mare mașina. N-a fost, domne, nicio mașină. Și dacă ți arătăm noi că da, cum te nu faci, de râs? Eu n-am fost cu ea la mare. Dar mașina asta a fost. Doamna a avut chemată la o conferință și apoi... La mare a fost, tot cu asta, la o conferință. Eu n-am fost, n-am fost mașina asta la nicio mare. Auzi? Da, să fac comenzi la OLEI sau astea așa, pachetele pe la primărie? Nu știu, domnule. Primăria este închisă, e lăcătuită? Nu e, domnule, nu e. Primărie închisă. Dar de ce stau la cămin, angajații? Pentru că acel da. Sediu e băgat în reabilitare. Corect, e reabilitare. Auzi? Aveți aici animale sălbatice. Animale, lupi, urși, căprioare. Ăsta-i câine sau e lup sub acoperire? Eu-l văd că este porc mistreț. Bine, ăsta miau, 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 face.
Domnul Pândar, ce suprafață aveți aici? 600 de hectare. Ocolul Silvic. Da. V-a pus această gestiune în brațe. Se fură lemne sau nu se fură? Nu, nu. În România? S-a mai furat, dar am... Acum e sumal 1, sumal 2. Ma ta dai acte, în regulă tot. Am înțeles. Ești un om cinstit, corect? Jură-te, mă, ta pe coada la cal că n-ai fost la mare. Nu am fost, domnule, la mare. Am înțeles. Da, domnule. Aude ce mașină. Mușcă? Nu mușcă. Cum te simți că a venit poliția? Păi nu mă simt bine, bă, da. De ce? Eu îl văd un furt. O delapidare. Sunt de altfel. Câți urși ai vândut vreodată? Sau blana lor? Blana lor. Putem să vindem blana ursului din pădure? Pândarul poate să vândă lemne fără acte? Dacă poate. Dragii mei, folosiți serviciile, deci dânsul cu telefonul, folosiți serviciile poliției române. Dacă mai văd pe internet că înjurați aceștia angajați oameni cu familie acasă, cu copii, înseamnă că o să dau cât mai multe comentarii că aveți o problemă. Omul îmi spune că e SPR sau secție mare? Da. Secție de poliție rurală. Mamă, SPR-ul, da? Cât? Da, da. 5. Dobrotești. Probleme, n-aveți angajați. Hainele să rup. Băi, Bode, ai luat mârțoage cu diferență de peste, că ai văzut că noi vorbim pe telefon, da? Dacă cetățenii spun că nu vorbim, tu poți să confirmi direct pe telefonul lumea tale, vezi imaginile astea. Și uite, tată, omul pregătit, ofițer, a miros, uite, a mai venit altă mașină. Cum mă, mărțoagele astea? Păi eu nici nu pot să fac drapelul României, da? Băi, eu nu pot să fac clar, da? Trească Germania! Avem președinte, avem valoare, aici, oamenii aceștia, alt tinerel, bravo, da? Două mașini, nu, două mărțoage, uite, mărțoaga unu, băi, să nu-ți faci nevoile pe mașinile statului, că dragi mănânci, îți fac reclamație. Uite, fii atent, nu, gata, ăsta l-a trimis pădurarul, stai, așa, da? L-a trimis pădurarul, nesimțitule ce ești. Stai că ăsta a văzut ceva. Ăsta e de la narcotice. Ia, stai un pic. Gata, verifică și aici. Ia. Și acolo, nu e nimic. La mine, ia să văd. Nu. Deci nu suntem suspecți. Gata, ne-a verificat mașinile. E clar. Pândarul l-a trimis să verifice mașinile. Gata, băiatul? Nimic? Du-te și la aia de la primărie. Să știți că ne-a verificat câinile. A făcut și cu piciorul așa, da? Domnul, tot ofițer, mamă ce mă bucur. Tânăr și frumos. Ai familie, da? Îți iubești familia? Ți este rușine că lucrezi în poliția română? Am filmat ieri un colonel, tare de tot, mare, cu... Dar ce n-a făcut? Toată țara îl știe. Și mi-a spus omul că mi-este rușine că am lucrat în poliția română. O să vedeți reportajul. Și eu i-am spus, te rog eu frumos, nu-mi strica mie treaba aici. Și a zis, nu, și plângea. Și ce povestește omul ăla când s-a uitat câțiva polițiști, că am prieteni foarte mulți polițiști, are dreptate, a zis. Că dacă îți iubești meseria, ți-o dăruiești, înseamnă că omul acesta a venit după șosea, da? Are înscrisă remorca, asigurare, număr și astea. Am venit după șosea? Da? Cum? Dumneavoastră că am venit eu după șosea? Care ai zis? Eu unde sunt, ești? Domnule, conducătorul auto. A, mă, ta ești? Da. Bravo. Dar știi dumneata că am venit după șosea? Da, dar acolo nu-i drum public. Poate am venit pe sus, aerian. Exact. Da, știți? Este cu talent. Da. Da, domnule, te-am văzut când zburai ce cu dronă? Faceți, domnule, filmați corupția în România, care parlamentarii șade pe sute de nu, milioane. Nu poți să mă duc la parlamentari, că e de jos. Că acolo vă facă la pușcărie. A, da? Da. Știi? Da, bravo. Vă facă la pușcărie acolo, că... Păi da, eu mă duc. Calități, ce să nu mă bagi la pușcărie. Bă, categorie. Da, bravo. Da. Ați văzut dumneavoastră pe drumurile publice să mă oprească? Păi, nu erai... Ăsta-i drum public, omule.
E drum forestier. Nu, dar mai încolo. E drum forestier începând de la șosea încolo, e drum forestier. Și a dat casă, ei, autorizație. Eu am venit pe partea asta, dacă domnul, știți dumneavoastră. Da, bă. Cum afla dacă e drum forestier sau drum forestier? El a venit pe sus. Are dron. Dacă știți dumneavoastră că e drum forestier. El știe. Aia, cum? Remorcile astea nu sunt... Și unde se duc? Zboară, precum musca. Dragii mei, în fața avem un colonel care... S-a jucat cu, nici nu te bag în seamă, s-a jucat cu frecvențele, cu soarta a mii de oameni. Nu vrem, nu vrem, nu vrem să ne ducem la sfaturile lui Matale. Crește, tata, crește că muncește, te-am contrazis. Le vedem. Da, ce mă, ce tu vezi, mă, fraților? Acum, până în 2016, când era PSD-ul la putere... Mă, ești cu la ajutor social? Edilul primar, ești... care au curat și au curat țevile împreună cu mulți... Ia auziți, știe, omul apa. Știe. Dar nu are canalizare, nu avem canalizare, nu avem nimic. Unde e apa? Cine a furat? Cine a furat? Cine a furat? Oștii primari care erau edili înainte. Ai vreo dovadă? Cum să nu fie dovadă? Mergeți în cumpără să vedeți curge apă. De-mi și acum? Păi, nu-i apă. Nu-i apă. Și gaze cât plătiți la metru cub de gaz? S-a mâncat banii pe apă și pe drumuri. V-a păcălit? Păi, cum să nu ne păcălească? Dar cine i-a votat? Cine i-a votat? Cine i-a votat? Noi, prostime. Cum mă să fii tu prost? Da, da, suntem proști, domnule. Nu există. Eu refuz să cred. Dacă s-a mai deșteptat, ne-am deșteptat și nu cred. Da. I-am votat eu? Stai un pic. Tu ești supărat pe poliția română că își face datoria? Nu sunt supărat, domnule, pe poliția română, doamne perete. Sau pe mine? Nu, domnule, de ce? Votat pe nimeni? Cum? N-ați votat niciodată? Pe toți. Păi vedeți, să trăiți. Omule, votați-i, puneți-le ștampila pe toți. Orice om greșit. De fiecare dată. De 30 de ani ne conduc hoții. Așa este. Da? Dărbedei. Escroci, mincinoși. Vreau să vă spun de această comună că nu era așa cum... Până când se ia doamna mandat. Dar doamna e bună. Foarte bună. Dar de când a venit și până acum a băgat apă, canalizare, trotuare și toate astea? Ce a făcut ea? Păi, e, acum o să urmeze. O să. Păi și ea zicea o să și numai o să. Păi nu o să, că doamna a pornit apa. Bă, voi stați doamna un pic. Doamna i-a dat drumul la... Sunteți la ajutor social? Vă întreb. Tu ai ajutor social? Nu ai. Dar tu ai? Nu mai vorbește. Am înțeles. Băiat tânăr să am ajutor. Nu stau. Ați venit vreodată cu camera? Dumneavoastră stați pe ajutor social? Vă invităm! Da? Ați venit vreodată cu camera de luat vederi? În comuna la noi să vedeți ce s-a făcut după 2017 când a venit doamna primar? A venit acum! Să veniți să vedem și noi! Ați intrat vreodată în școli? Să nu mă bați! Nu, domnule! Așa zice unul... Eu vorbesc puțin mai tare! Unul șef de șef! Să nu mă bați! Nu, că nu suntem, suntem și noi în secolul 21, deci, domnul comisar, nu sunt în pericol cu acești oameni, dar știi de ce nu sunt în pericol? Ați filmat vreodată, domnilor, ce s-a făcut în această comună? Da? Ați văzut școlile cum sunt? Nu. Sunt după Neckerman, nici în orașe nu există școlile noastre, școlile de învățământ. Grădiniță. Sunt cumpărate? Liceu. Alea după bănci, dar astea, după la Netflix, după la OLX? Tot era făcută doamna primar. Cât te plătește? Făcută doamna primar. Da, ai schiciul ăsta, cât îți iei? Nu mă plătește, domnule, eu muncesc. Dar de ce? De dimineață, de la ora 8. Dar de ce vrei tu eu să prezint? Și până la ora 4. Doamna primar. Regulamentar. Și pe program. Ăștia cu că au oprit camera. Și ce dacă nu e nicio problemă? Mă filmează, domnule. Nu e nicio problemă. Deci lucrurile bune nu se văd. Nu. Lucrurile rele se văd, dar lucrurile bune nu. Mergi cu noi să ne arăți bună? Da, cum să nu? Împreună cu domnul vice și cu... Care? Te-ai pe bune și cu vicele? Da, n-a venit. Da, te ții de cuvânt. Da, cum să nu? Promit că filmez. Tot ce zici? Ce vedeți și dumneavoastră să deci, veniți să vedeți? Nu mă poți urâ. Să încăm și apa la pompe, să vedem, merge? Da, pe jos? Funcționează, nu poate sub, să iasă la pompă. Și iese sau nu iese? Nu mai iese cu un broșten nici atât. Nu mai are cum? Acum s-a mai zbătut doamna să mai facă... Aveți animale? Nu, doamna, fii atent. Doamna e... Unde a dispărut lupul? A, uite acolo, lululu. Lululu. Băi, fraților. Asta este de lapidare pe față. Asta este o nesimțire a acestor oameni, da? Unde își bat joc de voi, unde n-ați îndrăznit să-i trageți la răspundere. Ce o să-i spui tu procurorului?
pentru că sunt procurorii deștepți, noi avem o elită de procurori. Sunt dumnezeii legilor. Buncă și spor. Aștept să mai vină singur polițist, să fac două echipe, o echipă să meargă cu dumneavoastră și o echipă cu lui. Ta-da! Marele șofer al primăriei plătit din banul public cu suma de 10.000 de lei? Vă și plătește și primăria ca șofer? Sau duceți pe doamna primar, pe vătafa primar? Doamna primar, a cumpărat primăria silicon? Am văzut câinele ăla că era siliconat, pe labe. Uite, așa mergea câinele pe labe. Și când se așeza pe bucile lui Cățel, avea silicon pe el, pe buca stângă, parcă pe dreapta, nu știu dacă avea. Pot să cumpăr și eu un metru cub de lemne de aici? De la oameni ăștia, da. De la... Nu de la oameni ăștia, de la matal. De ce oamenii ăștia sunt, au atestat, au mașini, ei care lemne cu asta, da? Cu asta. Da. Adică tractoarele astea sunt exact pentru transport de lemne, corect? Nu a spus de la tractoare, de la oamenii ăștia care sunt lemne depozitate. Dar voi cu remorcele astea cărați pe peni sau ce cărați cu ele? Lemnele, le cărați, voi steți ai primărie. Bă, de ce miros eu pe aici socialul? 600 de oameni de la social? Păi 600? Nu prea să place munca pe aici. 600? Omule, lucrezi la social, te întreb. Am înțeles. Dar voi cărați lemne cu astea neînscrise, nematriculate. Nu le văd, fără stopuri, fără nimic. Băi, aici nu-i legea codului. A venit domn general. Domn Chestor, Chestorul este de la noi, din Prahova, unul dintre ei. Bine, un om pregătit, Mirițescu. Ați auzit de el? Da, am auzit. Au, ce pregătit e ăsta. Bine, la noi, la Prahova, se cam arestează șefii. Neviorele, dosarul chema. Un dosar din ăsta cu șină. Dosarul are dosar, ce mă? Și dosarul are dosar. Bine, a avut dosar. Cotonogit, dus săracul, acum e bun laf. L-a dat afară din poliție, că dacă a fost cinstit, l-a dat afară. Bine, omul n-a pățit nimica pentru că a fost cinstit. A venit altul. L-am găsit pe la Călăraș. L-am văzut eu că s-a uitat mereu, la telefon, așa. Îi zic că avea telefonul bun. Și că l-a cotrobuit și pe ăsta, l-a dat și pe ăsta afară. Bine, l-a pus șeful la apă, conducte, nu știu, prin praful, deci doi șefi. Dar să vii la poliția locală în Ploiești, nu unu, nu doi. A venit și Vaida. Trei. Trandafir, Cristinuța și Vaida. Eu am spus că Vaida e. Trei? I-a dat șef de poliție locală. Îți dai seama. Are salariu mai mare decât al tale. Ai 10.000 de lei salariu? E confidențial salariul. Nu. Asta nu. Vă spun că e confidențial. Știu. Știu că n-aveți acolo declarația de avere cu sumă. Da. Așa. Știm, știm, așa este. Da, dar nu e trecut pe acolo, e confidențială, cum ai spus. Dar putem să cerem pe 544 cât are funcția asta în zona asta și ne dă. Nu trebuie nume. Dar nu ai 10.000 de lei. Un polițist local are peste 10.000 de lei. Filmat eu cu acte. Haide, ai înghețat, colonele? Uite-mă, colonele Lup. Uite-mă, fii atent, uite-l. Are și monitorizare video. Și-a făcut dosar de evaluare de risc pe 301, fii atent, înțelegi? Cum? Ascultați-mă, da. Vă rog. Cu privire la sesizarea dumneavoastră, privind tractorul și remorcile astea, noi, ca și organ de poliție, trebuie să oprim acest tractor în trafic. Acum? Nu. Deci ar fi... Au scăpat. L-ați văzut când venea din trafic? Acela, da. Acolo băieții... Așa. Dar ei ăștia ori să scape când pleacă. Dar are cameră de supraveghere video comună? Are, mă, cameră. Are. Puteți să luați după ea? Când circulează ei? E valabilă? Da. Eu fac adresă, e 301, bădăiesc că are dosar de evaluare, de risc, dacă nu are să-i dea amendă. Să-și facă repede implementarea. Dragii mei, ia uitați că știți că eu am stat de vorbă cu domnul general și mi-a spus stai liniștit că-i potolim, că au semafoare de alea cu nino, 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 nino.
lemne. Ia uitați. Pădure. Bine, nu se mai ștanțează. A, ia să văd aici. O fi și râuleț. O fi de la apele române. A, ia uitați aici. Ia uitați aici. Meserie. Pădurarul, ce găsiți? Numai sticle și borcan. Băutură. De casa primăriței. Bine, asta e săracă. Umblă în zvon, că uite pe zona aia pe acolo. Eu, dragii mei, spuneți-mi dacă știți ceva de casa aia. Așa. Chemați garda de mediu. Eu am dat înscris către ei. Garda de mediu, că noi vă ducem, am lecția învățată. Dacă nu vine comisarul de la garda de mediu, jur, pe coada la câinele ăla care s-a picciat, pe roata la mașina, bă, o să-l trag, să-i fac reclamație, să-l amendați. S-a urinat în spațiu public. Pe roata la mărțoaga aia, cât are, 900 de cai? Asta de centimetri? Nu-i corect. Vă sfidează șmecherul care vine cu mașina din aia, merge des, și asta o să fac așa. Cum? Bă, ce miniștri am avut, mă. L-am avut pe Vela, bă, l-am găsit la Caran Sebeș, era primar. Apoi a venit el, ministru, și m-am găsit cu el, era Vela, stătea cu Mințel. Când m-a văzut, bă, când nu am cremenit, era ăla de la DSP, șmecherul ăla de la DSP, de Reșița. Era ăla, popa ăla, care a venit el să mă mituiască cu funerariști, înțelegi? Și a murit, frunză verde, foaie lată, muriseră un ministru, l-a adus de la București legal. N-avea viză, epidemiologie, bă, n-avea nimic, bă, o clică de hoți. Vela, atenție, public o spun, un om necinstit. Șeful la DSP tolera el ilegalități. L-am potcovit, n-avea el, spunea că are 300 de milioane. Iar popa ne-a autorizat. Dar cum l-a adus, mă, pe ministrul ăla, că sughița în coșciugă? Îți dai seama. Da. Ia uitați, dragii mei. Păi când l-am văzut pe omul ăsta, da? Gata, am zis, fac treabă, hai de mine. Dragii mei, și sub ofițerii își fac datoria. Noi vorbim de procentajul ăla 5%, 3% din polițiștii care îi prezentăm. Ce să-i zic eu omului acesta când e zanc cu geana pe ei? A murit, n-ai mitică, să-ți fie țărână ușoară. Mariene, nu ți-ai pus tu televizor, ai rămas fără om la TVR, dar te descurci tu. Eu nu mi-am ales parpalac și pălărie. Bine, cel care face emisiune de ale lui Mitică e de Prahova, de Ploiești. Bine că și un om necinstit a fost plasom unde ăsta de informatică. Acum e căutată poliție. Fii atent că vine alta. Astea se cheamă între ele, înțelegi? Echipajele de poliție. Uite, mărțoagele și-au dat adunarea. Parcă toți îmi spun că nu mai vreau în România. De ce? Păi ăia sunt corupți, hoți. I-am spus, bă, chiar vreau în România. Nu știi să plângi la crucea care ți aparține. Plâng la cruci străine și spun că poliția nu-și face datoria. Cum dracu nu-și face datoria? Că eu m-am așezat la cruce, m-am uitat și zic, nu-i crucea mea, da, cu ei, ea lui primăriță. Înțelegi? Rude, rubedenii. Zic, mă duc mai încolo. A venit pădurar. Dar era cu mașina asta. Scoda! Cum? Ia, alt tânăr, tot ofițer, atenție, ia. A venit acum cu mapa, tot cu cameră. Oamenii ăștia când s-or pensiona, o să fie o sărăcie de cadre. Păi, ia, ai. Gata, se aude, da? Bine ați venit! Chiar dacă aveți liniuțe, un profesionist. Bine ați venit! Să vă dea Dumnezeu sănătate! Da. Colegii mei, da. O să termine procesul verbal cu privire la tractorul și remorca. Da.
Noi acum vorbim de OUG 38/2022. Dosare penale trebuie făcute. Da. E act de sesizare din oficiu, care constituie act de sesizare din oficiu și constituie ce? Actul de bază pentru un dosar penal. Nu, nu. Unde? La, aici. Cu privire la acolo. Respectiv. Nu, că eu trimit eu adresă. Primiți din partea mea. Pe dânsul, da? Acum. O să meargă cu mine și cu colegul care a venit ultima oară la post și clarificăm. Nu rezolvați problema, da? Și alt un echipaj vreau. Echipajul corect. Care rămâne aici va merge cu dumneavoastră să să vă dea Dumnezeu sănătate. Eu sunt ateu. Eu nu sunt, eu sunt creștin ortodox. Mă bucur. Creștinii nu fac rău. Da. Dar nici nu mint. Ce ai zis că ești? Ateu. Dar nici nu fac rău. Și nici nu mint și nici nu fură. Okay. Cine conduce țara? Că el spune, jur, jur, o jur și pe măsa și pe taxă și fură țara asta. Asta e pe lângă subiect. Ci că să nu furi. Ba da, să furi. Să nu minți. Domnul Pândar. Adică pândar ce sunt? Ce înseamnă? Înseamnă pândar om care Florin păzește pădurea. Nu să... Bă, nesimțitule, să te urinezi în spațiul public? Mai știi că stăpânul are... V-a mirosit. N-avem... Ăsta e bun să dă luat la poliția română, că ăsta caută drogurile. Fii atent că ia pe ăștia acum. Ați dat de dracu. Vă verific acum trachinețele. Ia uite ce aici am. Ia colonele. Ia uite ce aici. Oamenii au spus că nu sunt de la ajutorul social. Colonele. Colonele. Da. Câți cetățeni sunt la ajutorul social pe aici? Cazvon? Cazvon. 600. 600. Să muncește aici cu drag și spăr. E clar, l-a trimis pădurarul să spioneze poliția română. Păi nu ți-e rușine. Dovitu steleștiu de tinere ceștia. Că sunt tineri. Al colonel, bine, mare, cu crime, cu de toate, a spus că, deci când ori mai pleca și oamenii aceștia din poliție, ce ori să facă tinerii? Am stat aproape 3 ore de vorbă cu un om dintr-un județ mare, atenție, mare, mare. Știu de toată România, de punct, ia. Mă sună popa. Ai răbdare, că filmez. Da? Bine, așa. Răbdare. Adică cine? Un golan de popă a vândut o mănăstire. Ia. Și acum ce e a lui. Ia. Lululu. Lululu. Vă funcționează camera? Mulțumesc. Nu știu că eu nu vreau cu șefi. Eu sunt profesorul. Nu, că am fost profesorul lor. N-am fost profesor. Dar a făcut poză cu dumneata? Da. Ai văzut, ai văzut în poză. Am fost la câteva acțiuni împreună. Așa. Și ce ați făcut cu acțiunile? Că el face lucruri minunate. Foarte bun. S-a luat măsuri. Bineînțeles. Gunoiul a rămas acolo. Mai departe, nu. Măsurile știți. Nu, 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 nu. Acolo a rămas. Acum, nu știu, deci nu, nu s-a făcut mai departe. Nu cunoaștem. În continuare ce... Noi ne-am luat măsurile care au fost ale noastre pe linia noastră. Mergem cu dumneavoastră? Domnul, sau? Dacă vreți să mergeți cu noi la postul de poliție. Nu, nu, mergeți nu, la nu, poliție, nu, nu, nu. Mergeți la poliție, pe colegi. L-aștept, l-aștept. Dumneavoastră plecați cu domnul Pândaru. Da. E o jignire, Pândar? Nu. Depinde cum o percepe. Nu, nu, nu. Pândar înseamnă om care păzește pădure. În dicționar. Dom'le, ce-mi plac oamenii ăștia. Păi, colonele, a zis că a făcut poză. Ia fă-mi o poză cu altul. Cu oamenii ăștia, fă-mi o poză. Na. Dacă îmi dați voie, domnul. Dai în spațiu public, măi, păi omule, mă. Public. Da? Da, așa, ia. Da. Ce-mi plac mie, dar la distanță, așa. Domnule, eu iubesc poliția română. Mă deranjează că noi, poporul român, dacă începem un război, nu putem, nu-i trebuie decât să ne dea doar arme. Că spune, bă, le-am dat arme, dar nu trebuie să știe să tragă cu ele, că să împușcă ei, dă-i dracu, nicio problemă. Doamne, ferește! Tu de ce e răutatea asta în România așa? Nu mai puțin, vreau să mai spun ceva. Ia. Mie îmi place să fiu punctual cu fiecare problemă în parte. Am văzut că ați făcut atingere, oarecum, la ce? Și către vânzarea lemnelor către primărie. Ok. Nu, ce atingere am făcut? Nu, Ați cum o transportă? De aici până acolo? Cu mașină specială? Îi trebuie nu, cumva? Nu, nu neapărat mașină. Am înțeles. Vreau să vă spun că polițiștii de ordine publică nu
au un atribut. Nu, n-au pe competență. Dar garda forestieră? Verificarea legalității contractelor de vânzare cumpărare, avem alți polițiști specializați pe aceea. Doamna, se vede dacă vă așteaptă sau nu. Mergem la postul. Păi nu, doamna, dacă e nevoie să... Ce vrei să vorbești, domnule, cu telefonul? Dai să mituiești polițistul? Ce pleacă cu telefonul? Ce treabă are polițistul cu telefonul tău? Păi dar... Asta e, vă așteaptă, a zis, la primărie sau merge la Alexandria, că e chemată? Să merge la Alexandria. Da. Ia, tata, gata, ai făcut foaia de parcurs. Ai făcut colonele? Poză? Ia. Ea fuge acum, că știa că venim acolo. E puraj, nu mai ai... Hai să mergem. Gata, puteți? Da. Ne întoarcem. Să vă dea Dumnezeu multă putere de muncă și acel colonel a spus așa. Bă, dacă mai pleacă și oamenii ăștia care au lucrat și lucrează cu dăruire, o să fie greu pentru Poliția Română. O să vedeți interviul cu el. Plângea omul ăla, dita mai colonelul, sunt plângea. Sunt și promoții domnul care comisar vin. Cel mai are puțin până la pensie, domnul... Da? Aproape de terminare. Eu vă spun, 90% procentajul dintre oameni sunt dăruiți. Îi cunosc foarte mulți. După ce o să plecați... Vreo 3 acțiuni și au fost chiar bine. 3, 4... Domnule, eu nu-l contest pe omul ăsta. Bine, el a început să spună aiurea și urât din partea lui că să leagă de alți colegi. Eu nu sunt activist, în primul rând. Da, 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 da. 0749-220-890, numărul de... Telefon. Repet. Lucrare la mine la secție. Vedeți că nu o aveți, știu? Astăzi, nu am timp astăzi și aș fi profitat de faptul că sunteți aici, că vreau să vă dau un răspuns cu privire la un mail. Mi-l dați când vreți. Nu, dar mi-l da. Da, a, n-aveți? Și puteți să-l lăsați la SPR că mă întorc mai târziu? Nu. Nu. Știți ce vă spun eu? Să nu mai cheltuiți bani, să tăiați pădurile, trimiteți-l tot prin e-mail. Lululu, ești Lululu, nu se chestre, cum a făcut un milițian de la ASELE, nu se chestre, intră Lululu că le mange, Monsieur Vetaf pleacă la Alexandria pentru că a văzut că noi facem lucruri trăznite. Mergem cu dumneavoastră după ce trebuie sau cum? Așa, da. Păi bine, mă, să te urinezi tu în public. Păi bine, mă, mașina primăriei, aici. Uite, gâfâie mașina asta. Păi ar trebui să le dați, să nu-ți zgâri, că dă din nări. M-a dat în judecată un polițist, vă dați seama, sănătate, atelelelu. M-a dat în judecată un polițist că i-am făcut mașina mârțeagă și mă judec cu el. Bine, el m-a dat într-altă parte, la Căcălăra, așa, cam așa ceva. Și eu i-am spus, persoană fizică, t-a spus că i-am... Bă, nerușinatule, bă, nesimțitule, te lași tu de pescari că a venit să prindă guvidele. Bine, eu prind guviz în România asta. Fraților, îmbrăcați-vă un pic mai prost, exprimeți-te un pic mai țăpă, ha? Și aveți la guviți și aveți la operare. Ia uite ce e aici, tată. Aici primăria. Auzi? Cum sunt oltenii? Sunt buni? La ce primărie? La primăria Olteni. La Olteni. Ai venit cu aceea să filmezi? Așa de tare mi-este mie de această mașină. Să-mi dai telefonul. Cum? Să-mi dai telefonul. Al meu? Da. Așa. Stai. Nu, că acum nu-i voie. Acum las că facem la montaj, nu e nicio problemă. Fii atent. Este această unitate, este patrulată și păzită de motan, sub acoperire. Uite-l aici. Ia. Lasă-l. E clar. Gata, mă! Gata, mă! L-a chemat pe ăla, i-a dat SMS. Firea se duce ăsta și zice, ia zi băiatul, flăcău, se duce pe partea alta, fii atent, e discut acum. Ia zi, mă, ce s-a întâmplat? A, nu, că stăpânul a zis că mașina asta este a primăriei, mărțoagă. Păi îți dai seama. Ce? Legea spune că n-aveți voie să filmați. Ce lege? Legea spune că n-ai voie să circul tu cu tractora, cu geamul spart, fii atent, îți fac plângere penală ție. Bă, tu comentezi numai aiure.
Care e legea, mă? Știi vreo lege? Dumneavoastră faceți reportaje, nu mai ai. Auzi, dar tu știi vreo lege? Care e legea? Nu știu, domnule. Păi atunci de ce te scalzi în balta asta? Uite, eu filmez ce-i curtea lui? E a statului, mă. Am voie. Da? Ți-ai dat răspuns. Ai spus o prostie? Da, dar nu aveți voie să filmați. Dar ai spus o prostie? De ce să spun o prostie? E a statului? E a statului. Dacă e a statului, e voie. E voie. Tot ce e a statului... Ai spus o prostie și te faci de râs. Mai bine taci, mă, gură, mă, că te suspectez că ești la social. Nu știu. La ești sau nu ești? Eu sunt. Sunt angajat. Angajat social? Nu, domnule. Dar ce, tractorist? Carte de muncă. Am înțeles. Da, dar de ce n-ai geam în spate? E răcoare cu, sau e acum mai nouă modă? Sau, nouă. Dar de ce n-ai număr de matriculare și stopuri? Dar le-am, s-a deteriorat. Am înțeles, dar stopurile și alea s-au deteriorat. Păi s-au spart de la cărat monotru. Și cum circulezi tu pe drumurile publice? Că luăm camerele, atenție. Nu, domnule. Nu. Luați, domnule, și camere. Circul pe unde vreau eu. Am înțeles, da. Bravo. Și tu spui de România că e hoția? Păi uite aici e o problemă. Hoți, domnule. Hoți. Dar nu sunt creștini? Nu jură aia? Bă, jură sau nu jură? Auziți? Cu mâna pe Biblie. Care ești? Mănâncă miliarde. Da. Sunt susținuți, aia, da, senatorii tot, de tot. Sunt susținuți de primari ăștia, care la rândul lor sunt susținuți de noi. Explică colonelul. Nu, eu nu zic de, eu nu zic de, eu nu zic de doamna primar. Eu zic de primari ăștia. El are ce are, da, cu primarul. Nu am zis de ea. La modul general nu am zis de ea, că nu știu eu. Nu e toată lumea așa, să știți că nu e toți primari așa. Unii își dă interesul pentru comună, alții nu. Păi, da, da, am auzit acum. Și am văzut, nu că am auzit, uite raportul Curții de Conturi. Ia. Vrei să ți-l citesc? Ia. Să vezi ce spune despre doamna primară a dumneavoastră. Ia. Avem... Câți bani a delapidat? Avem... No. Documente, tată! Ia să vedeți. Ia. Să vă citesc. Ia să vedeți ce spune, da? Primăria are lacăt pe iacică. Cic. Ceva chestii care le-a făcut doamna primară. Cic, le-a făcut? Auzi? Auzi? Putem să luăm și noi o mașină de spălat pe banii lui? Care am arăt? Ia. Păi da, domnule Dan. Aici e primăria SRL, Olteni. Așa se face. Care n-au avut unde nici să doarmă. Nici să doarmă. Da. Nu are nici să doarmă. Dumneavoastră, dacă erați în posesia, să-ți fost primar. Ar fi cazul să... anterior, adică anterior. Da. În anii trecuți, să vedeți cum a fost preluată primăria și ce dată. A fost preluată. A venit vreodată să ancheteze. Păi, ăștia scățelușii la primar? Nu cred. Lumea a vrut schimbare. Păi asta este, asta este datoria primarului. Deci este spațiu public, drum public, iluminat, public, da? Să ceară audit. Da, da. Da? Dom'le, până aici e atâta, dar aici înainte facem noi. Să nu se ducă la pușcărie, să nu se ducă oamenii de sata, de le-a făcut milă de ei. Dacă nu se duce ăla, se duce altul. Lucrurile care se întâmplă și acum dăm prea mână bună, dăm prea multă bună. Eu, eu... Poate că ați cunoscut-o pe doamna primară. N-am, nu, nu, nu știu. Nu știm. E bun. Nu o cunosc, dar am zis, nu așa să fac treburi. Aoleu. Nu așa să fac. Apă curată. Nu făcut ilegal. Iată, traversează apa. Legea, legea. Da, vă spun că... Iată, tată. Ne-a luat pe... Eram amărât. Eram... Sunt amărât. Da. Simplu. Pe cum ne trimiți, mă, tu la muncă, dacă ești amărât? Eu sunt mulțumit că, uite, îmi dai și eu un salariu. Și eu și sunt aproape de casă. Colonelei! E asalariatul primăriei? Da, omul, da. Am înțeles. Eu mă bucur când se face o... firmă, dar asta cum este... Eu i-aud pe ei ce vorbesc. Cam am microfoane, spion. Bine, am găsit un polițist care m-a dezbrăcat. Am zis, dă-le să și de haine, dă-le și de toate, și i-am spus că nu tot îl înregistrez. Nu știu care, nu știu el nu și-a dat seama că avea cameră. Și omul a făcut acuzația de... Cum se numește când te dezbracă sau asta tot? Tortură! Te pot confes pe tortură, băi, milițiene. Codul penal. Știi câte acuzații ai? Și tu și cu grupul ăla infracțional. Mă, în special, e problema gunoaielor. Yeah. Gunoaielor, asta este... Păi este, este, dar nu trebuie să fie... La toate le găsește. Păi de ce nu le aruncă dumne la... la când n-aveți asta cu gunoiul? Doamna primară are contract cu cei de la... Polarii, sau...
de la primarie sau cine are, vedeți că băi, primăriță. Care a luat gunoaie, dar dacă lumea aduce în continuare, ce să le facem, domnule, să le dăm în... Pe unde aduce în continuare? Le aruncă pe câmp. Băi! Păi și aveți camere video. Vezi, bă, că s-a lăsat... Avem camere, domnule, video. Păi și de ce... Da, să-i dai lui ăla, să-i dai... Asta vorbește de parcă zici că el este primarul. Păi atunci să ia primărița pe... Acum nu să mai dau amenzi, acum să fac dosare penale. Ai auzit, dosare penale? Dar știi care e treaba? Sigur tu ești un șef pe acolo. Dacă eram șef, dacă eram șef, deci dacă eram șef, și mi-e păcălești că tu ai dronă, că zbori, că ești Spider-Mâț. Păi, Spider... Domnule, un echipaj de poliție, când te oprește pe drumul public, trebuie să ia documentație, tractorul cu tare. Ce documentație? Permis de conducere. Aia nu-i documentație. Tare, documentele care e necesare pentru... Documentele. Așa. Ai boletin? Să mai găsește și ăla. Ai tu boletin. De ce? Sunt altă etnie, de etnie sau ceva? Băi, ce vă referiți? Băi, băiatule. Da. Tu ca să încerci să mă duci tu pe mine în chestia asta, că de altă etnie, că e discriminare. Băi, da, ce, mă eu am prieteni țigani. Mă faceți țigan sau cum? Nu. Da, am prieteni țigani. Da? Ei, care un țigan, ei, uite că eu sunt dacă țigan, ești țigan, să ai un comportament, tu nu ai voie ca țigan să jignești, să te comporți civilizat, să ai păi talent. Românii ne-au băgat la buc și ne-a pus pe vapoare de dar carton și tu să ne ești român. Să ne distrugă. Dar și tu ești român. E, păi sunt român, normal că sunt român, nu mă dau înapoi. Nu ești țigan. Dar sunt țigan. Ești rom. Nu contează. Băi, ori ești țigan, ori ești rom. Ce ești tu? Ai zis, vrei? Jumate, jumate. Nu e, ori ești, cum mă, tu? Sunt hibrid. Tu ești cu piciorul într-un județ, cu unul într-altul? Da, exact. Nu, într-o țară, într-un cu piciorul, băi, băiatule, țară și într-o țară într-a mea. Tu amesteci purecele cu, da, da, exact, cu păduchele? Cu exact, de aceea sânge. Soarbe aceea sânge. Nu încerca, nu încerca să te dai tu victimă, că e discriminare. Vă spun, eu am în lista mea mai mulți țigani prieteni decât râroni sau noi. Să ne fie rușine noi românii, că nu suntem țigani, ca și tine români, nu suntem uniți. Noi țiganii discriminat și românii noștri de aici. Bă, nu vorbim de hău-hău. Eu vă spun, eu sunt un țigan. Și muncesc, am utilaje, să vă spună și șeful. Am utilaje, am bulgăză. Cine e șeful? Am tractor, șeful de post al nostru, care e de la Oltenii. Deci sunt, da, un om, sunt un om care muncesc. Te-am jignit-o pe tine cu ceva? Păi, da, ați înțeput de ce? Că aveți ce? Buletin? Păi, spui, nu ai, mă, buletin. Buletin. Nu, nu ai. Hai să spun de ce. Nu, nu, nu ai buletin. Buletinul nu se mai dă de ani de zile. Carte de identitate. Eu sunt mai de la țară, nu știu. Nu, 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 nu. Eu sunt mai de la țară. Nu, lasă vrăjeala. De la țară ce, oamenii sunt mai proști? Nu știu, se mai oameni simpli. Nu, 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 nu e adevărat. La țară. Noi suntem oameni mai simpli. Uite, cum este pădurarul? E om simplu? Să facă lucrări. Dar normal, de ce să nu fie om simplu? Are ceva, e superior peste el mai mult? Da. Ce are superior? Are o mână în plus sau două picioare în plus? Șef? Nu e, domnule. Șef la urși? Auzi? Sunt animale. E un singur pădurar și își face treaba. Sunt animale pe aici? Sunt animale de-astea... Or fi, domnule, nu sunt vânător ca să mă duc în pădure să văd. Am înțeles. Dar ai intrat prin pădure vreodată? N-am intrat, domnule. Ți le aduc ăștia aici, da. Intru, dacă intru, legal. Ia fi atent. Vino cu acest sără ceva. Vino cu acest sără ceva. Uite să vezi da ce. Hai mă că nu intri. Auzi? Fii atent. Eu risc, ce ai spus tu, să-i filmez casa, curtea lui ăsta. Să mă duc la pușcărie. Două mărțoage. Bine, băi, ți-a plăcut ofițerii? Nu, un ofițer și un subofițer. Da. Și domnul ofițer. Da, subinspector, da. Subinspector. Da. Bă, numai între gradați ofițeri am fost astăzi. Da. Bă, mă bucur, da, pentru că nu se poate, mă, românule care ești tu cu popor creștin, ipocrit. Noi cu toții suntem ipocriți. Dar de ce ne cântă imnul la tăștia? Tăte române. Și încă nu ne deșteptăm. Și l-avem pe Nea Traian, în slava poporului român, ăla care ne-a jefuit, înțelegi? Ne-a cotropăit, ne-a luat tot aurul. Și îl slăvim. De ce românul înjură un alt român care haina statului? Și scrie pe el politia, adică om de afaceri. Căutați în dicționar ce înseamnă politia. Uitați-vă ce scrie pe murțoagă, politia. Uitați-vă ce scrie, da, pe spatele lor. Scriază politia, nu poliția. Au pe cu ce vrei să citești? O angajată din primărie. Așa. A trimis așa.
Dar vezi că nu înregistrez. Păi și dacă vin la primărie să avem un program normal, a sunat Bou de fane. Sunt disperați. Ea e tot pe balcon, a chemat fetele ei la raport, e disperat. Nu. Iau, e disperată. Iau-s. Tu erai Bou? Da, da, noi suntem doi băuți care, dar lor le este frică de Bou? Ia. Mergem să treci. Plecați? Nu, vreau să vă zic că trebuie să mai așteptăm un pic, trebuie să vină să-l citestăm. Și de asta mai... Ce să facă? Trebuie să așteptăm să vină rupirea să-l testeze. Da. Noi avem timp. Dacă ești și să-mi chem un patru, să vină... Faceți-vă datoria. Cum? Să mă chem un patru, să vină, să merg eu cu dumneavoastră. Da, cum zici? Dumneavoastră hotărâți. Avem loc. Nu, nu, pe mașină eu. Avem, avem, avem mașină. Nu, eu, ce? Băi, tu-mi fane. Nu, am înțeles că... Am înțeles că să meargă domnul... La mine intră... Ghesuiți! Da, păi, înțelegi? Iurel, sunt mine... și ofițer de serviciu. Trage și roata de rezervă. E secret, e invenție. Hai că mă încerc eu să mă încerc. Colonel. Bine, dar degeaba îl testează. Că ce? Face ca cu primarul de la... Ba, la ce? Nu, și nu a fost să arunc la noi. Ăla a tras, n-a suflat. Că, de fapt, nu, că... Nu, mă, ăla a tras. A dat clasare. Da, s-a clasat, am făcut contestație. Așa că eu am mai avut niște probe, știi? Că întotdeauna am ținut păi, dar... acolo niște probe. Băi, ăsta de la Balaci. Eu sunt ofițer și ce? Așa am învățat eu. Așa am învățat un școleaz, ta. Lectorul de tactică mi-a zis, băi, trebuie să ai rezervă. Rezervă? Da. Și, bine, creionul ăla cu mine aia cu buiată în gură, da. Nu puteai, îl rupeai. Așa, și a dat clasare și eu am venit cu asta, este clasare. Și ia. E lucrător la primărie, angajat? Da, este primăria, a făcut o, a înființat o firmă la Consiliul Local, care se numește... Nu mai contează. Da, da. Nu mai contează. Cum îi zice la firma asta a primăriei? Salubri sau cum îi zice? Nu. Da, se zice Salubri. Salubri. Și câți angajați sunteți? Nu știu, domnule. Nu știu. Nu știu. Ai băut ceva? Alcool? Niciodată nu consum alcool. Am 49 de ani și clar, eu nu știu dacă am băut 2 grame în viața mea. Da, primar, vă aștept la primărie. Dacă vreți să mergeți, trebuie să ajungă neapărat până la Alexandre la un domn proiectant. Care cine? Pentru canalizare. Da. Te-a sunat pe tine? Dacă puteți să ajungeți. Să mă îndepărteze primărița de aici? Nu, 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 nu să mă îndepărteze, domnule, făceam cu vreo ilegalitate. Uite, eu sunt sigur că tu nu ai consumat alcool. Nu, eu v-am transmis acum. Cine te-a sunat pe tine primărița, da? Și ce vrea, să ne ducem să ce? De ce mă așteaptă? Să vorbim cu ea? Da, adică să nu credeți că fugiți de dumneavoastră. Ia, haide, hai mă să vă neacă minte. Ia, haide mă la ea. Hai mă la ea. Bine, am înțeles, da. Uh-huh. Gata, mulțumesc. Auziți? Da. Dumneavoastră mai stați aceea, da? Filmat, noi o să ne ducem la primărie, da. Și apoi ne întoarcem. Da. Dar ne găsim pe traseu, traseu aici, aici sau la primărie. Ca să mergem să și filmați cu noi, pentru că acolo este... Îi l-ați lăsat lui colonel? Să vedem de ce cunoașteți. Bugetul da. Local. Asta e laudă primărița. De ce consilierii locali, vă rog să filmați. Da. De ce consilierii locali, de ce domnilor consilieri locali nu votați bugetul pentru comună? Vreți să demigrați pe doamna nu, primar? Nu, l-a dublat. O să luăm persoanele noastre cu handicap l-a să dublat. Vă aducem pe fiecare în poartă. De la 60... Băi, l-a dublat. Nu au votat da. Bugetul pe anul pentru ăsta că ca, la... să nu, da. Ca să nu beneficieze doamna de bani. Am lecția de pentru învățată. Că, pentru că, am lecția domnilor, învățată. Eu am bolnav în... Băi, omule, eu l-a dublat. Nu și cum să aprobe ăștia? Voi chiar credeți că ăștia sunt proști? Hai mă așa. Să mergem până la primăriță, că n-avem număr de telefon. Hai, că omul ăsta parcă... Bă, nu mai lăuda pe primărița asta, că a dublat bugetul. Ce-a făcut, mă, curtea de conturi, colonele? I-a găsit greu? A găsit. A? Bine, uite spândar, pădură. Nu-i mă deschisă pădură. Ce spune aici? Anunț. Hotărâre să se văd ce astea dețină sistemul de epurare. Ce epurăm aici? Ia fii atent. Cum e epurare? O ce? Scrie registru. Stai mă un pic, mi-a zis că să vin la primărie. Pe unde e primăria? Temporar. De ce e temporar? De ce? A?
Ne-a mințit. Ne-a mințit. Păi n-a zis, duceți-vă la primărie. Ha? Da, da, da. Păi stai-mă un pic. De ce-i la cătă pus, mă, la primărie? De ce-i temporar? Să pune gresie pe primărie? Pentru că au delapidat, domne, au delapidat banii și... Uite, lumea e aici. Ia, ia, ia. Când a zis, mă, că nu filmă acolo, nu, într-o lasă. Că așa poți să le... N-a zis, mă, duceți-vă că aveți acordul meu, când trebuia mie acordul lui primăriță. Ne-ai mințit. Ne-ai mințit. Ia. A? Alo, ții. Cum? Nu știm, de ce. Tu ești de aici? Eu sunt primarul, zi, ce vrei să vorbești? Ce vrei? Ha, ce vrei să-ți aprob? Nimic, am vrut. Ajutor social sau ce? Sau, de ce veni? Păi dacă e să fac și eu ajutor social, dacă... Să-l faci, da? De unde? De a, dar nu știu unde e primăria. Ba da, primăria nu e aici, e dincolo. De ce? A. S-a mutat aici. De ce s-a mutat? E în construcție. A, în construcție. Am înțeles, da. Păi de unde sunteți? De la capitală? Unde sunteți? Noi? Noi suntem din aproape de Olteni. Ce vrăjeală acum? Nu-i vrăjeală, mă, dacă ți-am spus, aproape de Olteni. Păi ce-i Olteni? Aproape de Olteni, da. Dar de ce vrei tu ajutor social? Ca să trăim. Da, tu văd că ești beteac? Hai să trăiți, vorba multă nu e bună. Nu e bună. Da. Aici au fost căcăstoarele, ăsta căstă talentată. De să reabilitează. Bă, dar de ce ne mințim, mă, primăria? Hei, e primărie aici? Păi da, cum? Cum e primărie? Păi da, cum? Alt tractor care, uite, ăsta e înscris. Nu știu, vedem. Înmatriculat. Și cu remorca, ia uite, tată. Deci, mă, nu înțeleg. Cum are ITP, mă? Fii atent ce scrie. Uite, mă, ITP-ul valabil. E valabil până în 2085. Ai, mă, ce dracu, e până în 2085. Ce dracu, bă colonele, mă, slâmbe, baci. Asta e, uite, asta e, uite cum arată, așa trebuie să fie după... Ia. Fii atent, asta dacă te urci în mașină, risc să te pierde. Asta e sărărița de aia de împrăștia sare, asta, aha. Acolo este sarea, știi? Uite, i-a pus acolo betoniere. Da. Deci... Ne-a păcălit domnișorica, doamnă, soția de pădurar, de pundar. Ce-a zis? Hai! Aveți acordul meu să vă duceți după cal. Cred că stăteau înghesuiți rău aici. Da, băi, și am mai făcut un hambar încolo. Și n-avea doamna vedere la balcon. Ne-ai cam păcălit! Bă, ideea cum este făcută? Și fața și toate astea, asta am pus eu la șemineu. Arată bine. Adică e în construcție. Dar o fi sechestru pe ea? Un zvon. Așa zice. Curtea de conturi. Da, da. Bă, dar i-a găsit greu. Înțelegi? Ma, hai. Eu știu că e și curentul tăiat neplătit. Au iluminatul public. Da, iluminatul public, da. Nu, dar funcționează? Nu. Păi nu. Da. Ia vezi cum... Da. Mai durează puțin că l-așteptăm pe șeful să vină aici și venim toți acolo. Vă așteptăm, da? Da. Unde suntem mai... La abator, cum veni spre centru, la monument, să face un drum... Da, la monument, cum face stânga spre post. Faceți dreapta la monument și seara, mergeți spre pădure. Seara, becurile funcționează? Da. S-a prind becuri de seara, da? În Olteni, da. Nu s-a prinde? Nu. Da. Am înțeles. Da. Ia uite, asta e mașina de gunoi a primăriei? Ia lasă, da. Cum a voastră? Să trăiți. Cum a voastră? Tu ești bogat așa și vrei... Nu, ha... șefule, sunteți săraci. Păi da, ce ca noastră? Dar nu ca voi așa bogați voi, da. Bogați. Vă dați că sunteți săraci, dar sunteți milionar în eu. Da, sunt doi băieți pe aici. Vorbește cu șoful, poliție, cu poliția mare. Deci, da. Ce sunt?
Da. Ce? Ce s-a întâmplat? Da. S-a furat o bombă. E un film românesc. Eu pun mă și pe filmul ăla. Trăiască și... Caută-l pe... Ia caută-mă pe YouTube. Scrabă-te pe YouTube, trebuie, hai, s-a furat o bombă. Și vezi că e un film românesc. Mamă, ce? Că noi suntem plus sau ce? Caută-mă să vezi, bă, dar tu... Asta ești... e vrăjeală tehnică. Nu e, mă, nicio vrăjeală. Băi, deci tu ai venit ca să crezi că eu fac mișto de tine? Scrie-mă, tinere, s-a furat o bombă. Și vezi un film românesc, băi, să-l urmăresc să vezi că de tare e filmul. Da, uite, și scriem. Vă dau abonați acolo să mă abonez. Nu, mă, că nu e, mă, bă, terminăm, mă, cu prostiile. Da, s-a furat o bombă. Așteamă, s-a furat. Ce am să vezi, da? Cum ai tu comportamentul ăsta, mă, băiete? Nu, eu nu vorbesc curând, că nu-mi place. Da, de ce îmi zici, șef? Tu mă cunoști? Da, de inter, da? Așa se zice. Este, da? Da. Este? Da. Arată-i, mă. Acum 5 ani. Aia te-a cu 5 ani. Ce ai? Cum? Hai, filmul e făcut din... nici nu erai tu născut, nici părinții tăi nu erau născuți. Vedeți-vă, mă, dă treabă la... Duceți-vă la păcănele. Băi, nu mă înjura. Că dacă mă înjuri... Ce? Nu, dar dacă mă înjuri, vii pe la poliție imediat. Treaba ta, treaba ta. Ce poate, vântul aici, dar uite ce de gunoaie aici, plin de gunoaie. Am dat gardă de mediu, amendă și măsuri. Deci cât vezi cu ochiul, hectare, da? Da, uite ce aici, cât vezi cu ochiul, da? Foarte multe hectare, da? Bun, dai până acolo și la făcuțele alea, ia uite. Așa înțeles, locuitorii comunei, așa înțeles, harnicii, pa, uite lupul unde era ascuns. Ia zi, colonel, ce ai văzut? A, da, să dă foc aici, omule, ce-i, foc de tabără. Dar e foc de tabără acum. Ia uite. Și se dă seara, atenție, seara, da, se îngroapă, aici e problema, că se și îngroapă. Dragii mei, filmați, fotografiați, dați-i pe mâna legii și acei pândari care îi vedeți că vă înjură, înregistrați-i fără să-și dea ei seama pentru că sunt agresivi cu cetățenii. Faceți-le plângere pentru purtarea abuzivă, pentru îngrădirea liberului acces, pentru. Dar nu le mai zic ca să nu... să-i las pe acești... Bă, tare mie că-i apă! Apele române. Ia apă, a? Apele române, dăm și la apele române. Da? Pentru că tot gunoiul ăsta se duce în apă. Ia uite ce aici, deci. A, apă, ia apă, tată, gata. Da, ia apă, mă, omule, ia uite. Ia apă. Foc de tabără. Ați auzit ce a zis? Chiar a dat la primăriță amendă. Nu! Trebuie să dai și măsurile să curezi terenul, să-l aduci în starea inițială. Gata, îl dăm și la apele române. Hai să mergem, că vine echipa de poliție. Sunt polițiști pregătiți. Numai ce să le zici la oamenii ăștia, mă, că... Da? Ce să le zici? Că dacă ei își fac datoria, asta vrem. Uite, eu nu sunt dispus, dragi polițiști, dragă milițian, ăsta care a încălcat-o, tortura, fii atent, te-am băgat la tortură, mă, da? Râdeai tu cu zâmbetul ăla, ce-ai fi zis? Nu dau drumul la cameră și-l dezbrac pe ăsta, da? Adică dacă mă împotriveam, mă băteai! Tortură, da? Ce-ai făcut, m-ai filmat? Ia uite-i, tată, zici că sunt... Mamă, dar cum au apărut oamenii ăștia? Nici nu i-am văzut, ia uite, și atent, ia uite. Bravo lor! Uite, o mărțoagă, uite și mărțoagele astea. Așa cum sunt ele, obosite, cu motor mic. Nu vă este rușine, parlamentari, senatori, băi Focșa,
Băi, aoleu, câți parlamentari și câți senatori și ăștia mari cunosc, le-am spus, băi, hai mă să dăm cu ei de pământ. Uite mă, poliția română, mă, n-au mă mașini ruginite. Uite mă, poliția română, nu au mă camere pe ei. Uite mă, nu au mă îmbrăcăminte, echipamente. Uite mă, poliția română, deficit de personal. Dacă sună mă, lasă ne-o au 7 inși sau 6, câte unul de căciulă? Cum vă împărțiți, mă? Spune ăsta, cum, nu, cum analizați voi problema ăsta? Ce fac ele să ceartă între ele mașinile? Avem nevoie de sprijinul poliției pentru că au pe competență mediul. Au pe competență mediul acum, da? O G38/2022. A, tot comisarul, generalul. Uite dacă l-ar pune câte unul din ăsta la guvern, a scăpat dracu de lichele. Ne-am săturat. Vedeți că aparține și de apele române. Am anunțat garda de mediu că am vorbit cu șefa de șefă. Ați reușit să vorbiți la garda de mediu? Cu cine? Cu șefa? Vai! Uite așa ne pupă, ce mâi, că Maria Chiranului, Maria sa. Nu mi-mi place de echipa asta. Vă simțiți ca frații, este o frăție. Că se leagă, munca se leagă. Deci, ați dat drumul la cameră? La cameră? Da. V-a lăudat băiatul care m-a zis cu poate asta. Sunt ok. Da, pe la bătut, am fost. Și-am făcut. Unde a fost, s-a făcut o sare penală. S-a întâmplat exact ceea ce trebuie acum necesar. Dacă s-au dat măsuri, ăștia nici nu au apucat. Ia uitați dumneavoastră câte hectare, conform deciziei, camera aia trebuie să o faceți în unghi. Da? Dumneavoastră, ca organ, constatați personal o poluare, adică pot copiii noștri, nepoții, eu-s bunic. Să fiți ești bunic? Nu încă, aștept. Dar ai pentru bunici? Da. Să vezi că ești fericit acum? Da. Când ești bunic, ești de 100 de ori mai mult fericit. Să se joace copilașii noștri pe aici? Nu se poate! A zis că e fericit. Încă nu-i bunic. Eu... Urmează! Urmește! I-a spus domnul Florin, urmezi, Florin. Tot Florin. Florin. Dar să vezi când ești bunic. E mai frumos. Da. Vă place? Niciodată. Ar fi de un dosar penal, pentru că le-a dat măsuri, le-a dat sancțiuni, dau foc ei, foc! Nu i-am prins, nu știm cine sunt aia. În rem, în rem, în nu știu ce, CFL-uri, toate astea. Domnule, tragi la răspundere, terenul curățat, probabil că aici este pășune, nu știu cum, apele române. Ce vreau ca să faceți dumneavoastră? Colonele, ce apă e asta? Telormanul este. Deci, faceți dumneavoastră ce știți, da? Fac și eu adresă, da. Și la gardă, și la... Deci iau, facem, domnule, să scăpăm cu tâlhari ăștia, cu nesimțirea asta. Nu contest, poliția română alături de cetățeni. Eu așa am văzut. Doar pentru asta suntem plătiți. Nu, am găsit unul care... Domnule, stai un pic, uite, ești cu genul. Dacă îți dau carte de identitate pentru un apel că te-ai chemat, că se produce o infracțiune și se repetă. Și ridic camera și spun, domnule, ținea cursul. Domnule, ești corupt, te simți vinit? Dar nu trebuie să ții cursul, între ghilimele. Da, nu, el a ținut. Trebuie să fii imparțial. Nu, n-avea cum, pentru că el spunea prostii. Un agent de bază, păi nu, îți dau direct. Un agent de bază. Nu. Un agent de bază are pe competență să blocheze roțile mașinilor pe G195, agent de bază. Nu, păi când pipă legea 3-3-3, el nu are pe competență. Dar să ia și banii 100 de lei, atenție, să o depui, pune că o de, ai donat-o și apoi îți dă factură că prestări servicii de blocare roți. Atenție, o societate comercială spune că... Și eu i-am adus la cunoștință acestui milițian, nu cred că nici milițian nu era, că era prea obosit. Și mă ia, să dau nu știu ce declarație în sus, nu vreau, potriva voinței mele. Se numește purtarea abuzită.
fenomen, deci atunci e publică, l-ai văzut. A doua problemă, mă duce și îmi face control corporal, că se simțea omul că-i filmat. I-am spus, oricum, ce se întâmplă aici, bineînțeles că l-am înregistrat în mașină. Mașinile acestea au în dotare cameră să vadă în spate, cetățeanul? Nu. N-aveți niciuna? Aolo, iar n-am înțeles așa. Niciuna nu-i dotată cu cameră. A, dar ați văzut mașinile. Și așa. Dar după ce diferență este când îl controlezi, control corporal, și când îi spui, dezbracă-te în pielea goală? Care e diferența? Nu există așa ceva. Domnule, abuz, poate fi și ceva de natură sexuală. Dezbracă pe pielea goală. Da? Ce înseamnă? Pe el să vadă dacă am microfon. Ce are un mulțumesc? Așa mi-a făcut. Omule, eu am mers, el nu și-a dat seama, adică pantofii trebuia să-mi strice tocurile. E agresiune sexuală. Omule, trebuia să-mi strice tocurile. Martor, un jandarm și un alt polițist care și-a băgat mâinile, de-astea, cum îi zice, în mănuși și m-a întrebat, vreți să mă operați? Și m-a controlat el așa, n-a găsit microfon și am spus, cum facem cu pantofii? Îmi rupe stocurile? Păi te lasă miz, băi, te lasă miz la procurori. Este tortură, așa se numește. Am vrut să-l duc până la tortură. Bine, știți cum e? Torturation. Faptele. Unde, domnule, la nu era un ofițer, era un suboficer și pace. Nu, dar da, dacă așa camera era pornit LED-ul și sus și aici înregistra? Nu, ce tot avea omul ăla să facă chestia asta? Băi, băiatule, băi, băiatule, bă, știi cum te plesnesc procurorii pe tine? Bă, știi cum o să o pățești? Vai de mine! Păi tu trebuia să mă cauți să-mi desfaci bucile. Buciile, bucifal. Bun. Deci, domnul al doilea general, așa vă urez. Eu vă urez succes cât mai mult în grad, de două ori pe an să fiți avansat. Domnule, ce vedeți aici? E o poluare masivă. Când facem interval și asta, da, vă rog frumos, să-l dați drum și la asta. Nu mai are corect. Colonele, noi nu mai stăm. Hai la primul. Da? Da, eu am încredere, da. O să facem noi un proces de colonel. Să mai ajută toată pe nu plecați în locul. Nu, cred că, nu, mă duc la primărie și dacă nu plec, nu-i nevoie să semnez, nu-i neapărat. Da? Am încredere în poliție. Sunteți, mi-a spus colonel, ce băi, vezi că e culmea că ai dat peste niște polițiști tari de tot. A, de ce e la ăsta? Pentru că... Da. Aici bea băcuța apă. Mă bucur că găsesc oameni dăruiți meserie și să nu mai plângă când ies la pensie acești oameni. Colonele plec. Gata? Da, mai înghețat. Mă duc să vorbesc și cu... Da? Vă trimit eu tot. Cu privire la alea, răspundem punctual, da, cu fiecare... Noi, dar nu fac griji. Plec. Domnul Florin, v-am spus că mai am un altă dat. Ne-a părut bine, domnule. Tinerele, cinci din alea să-ți mai pun. Să dea Dumnezeu. Poliția Română, dragi cetățeni, apelați la ei pentru că Poliția Română, acești angajați sunt în slujba voastră. Siguranță și încredere, nu știu câți amperi găsim, dar iată că dacă știi să plângi la mormântul care trebuie, da, ce să le zic eu la oamenii aceștia? Da? Rușine să vă fie acei polițiști care, voi, care sunteți ăștia 2% sau 3%, ce faci măi ăsta, zdreanță, cel cu ochii de faianță, ăsta care ai venit tu la aha, fi, să te ridici tu în pene. Vai de capul tău. Păi nici nu știi ce te așteaptă, mă. Hai că ești cu surpriză. Iar cei pândari? Grup infracțional, tată. Grup infracțional v-am trecut, da? Hai, colonele. Mulțumim frumos, toate cele bune. Deci, agenții de pază, dragii mei, nu au voie să blocheze roțile mașinilor, nu au pe competență. Ce spui tu, măi, incompetent de polițist, că să mă lac primărie, te duci tu cu prietenii tăi, necinstitule,
Eu ți-am spus tu, ție, că te suspectez că ești corupt? Te-am întrebat, mă! Bă, ăsta care tu pui purecele să-l bată pe păduche. Bă, ăsta care tu confunzi metru cu tona. Tu, că ăsta care ai becuri în casă, da? Montați-vă LED-uri. Bă, ăsta care făceai... Cine-ți dă ție dreptul, mă, să faci cetățenilor, că eu sunt convins că tu ai mai făcut chestiile astea, să faci control corporal, dar ce n-ai știut tu, că atunci când dezbraci un om, se numește percheziție. Erai tu competent? Bă, eu am făcut-o pentru cetățeni, ca să le arăt că sunt și nemernici în România care fac asemenea prostii. Bă, dar nu mi-ați rupt tocurile, da? De ce mai băgam în zonă administrativă? Ești derbedeu? Ia uite ce e aici, tată, da? România noastră, cea de toate zilele! Ați fost la noi, la canton? Ce canton? La pădure, am înțeles că mi-ați filmat mașina acolo. Cum mi-ați filmat mașina? Nu, mașina dumneavoastră... primăriei. Deci dumneavoastră sunteți doamna primăriță. Ce primăriță frumoasă. Să rămână, mulțumesc la fel. Auziți, chiar vă așteptam. Păi bine. Păi stai să vă spun de ce. Cosmin, punem și mie. Eu eram îndrus spre Alexandru. Știu, știu. Și de-am și zis să vorbim. Punem și mie da. Mașină. El este... mare, mare, post, mare colonel. Am auzit că... Ce-ați mai auzit? Am auzit că mergeți prin tot județul și zic... Băi, care prin tot județul? A, și ce a zis? Ați vrut să-mi spuneți mie despre acest buldoescavator al doilea achizițione? Nu, nu, prima, prima. Noi n-avem achiziție decât ăsta este. N-ați mai avut unul? Nu, nu, nu. Acolo nu. Am fost ajutați de cineva. Nu, dar stați un pic. De ce umblă un zvon? De ce? Că-ați mai avut unul? Nu, domnul meu, verificăm și în hârtie. Nu, am înțeles. Este singurul, l-am luat pe AFIR pe fonduri. AFIR, da, l-ați înscris, măcar, e matriculat, da, tot? Este adus în decembrie. Și are numărul? Ce număr are? Păi nu este înmatriculat, pentru că noi nici măcar nu am depus toate actele la AFIR. Deci este luat prin AFIR, jumătate pe fond de cadar. Dar un bul de escavator, ce, dumneavoastră aveți în proprietate sau soțul sau asta, un bul de escavator? Nu, nu, nu avem. Al dracu câine, m-a păcălit. Aveți un câine obraznic? Cine? Ăla albu. Ăla, Rexi, iubitul meu. Da, da, nesimțit. S-a pișat pe roțele la mașină în public? La roțele la mașină, la poliție. Ăsta-i cămin? Da, colture? Este un cămin. Cu ce vă lăudați aici? Nu pot să mă laud, domnul. Ba da. Ba da, nu pot. Hai. Am găsit un primar într-al județ și mi-a spus așa. Ia zi. Domnul Geană. Nu, Geană, Hari. Hari, mai... Hari Florințeană, da, ce mai bun cetățeni ai mei sunt. Bine, era un derbedeu care bătea un cetățean. Hai să vă spun. Și ăla era bun? Da. Cu cetățenii suntem cu toții și buni și răi. N-aveți cum să fiți răi, pentru că atunci este abuz purtare. Domnul meu, nu e nimeni perfect. Perfect e Dumnezeu. De unde știți? Perfecțiunea e la Dumnezeu. De unde știți? E bărbat sau femeie? Așa simt, domnul meu. Dar dacă, deci, dacă eu vă arăt o citație că m-a dat Dumnezeu în judecat. Nu. Hai să nu discutăm, să nu mergem mai departe. Vorbim despre comun. Haideți să mergem pic prin înăuntru. Să vrei nu-mi prezentați și mie căminul. Da, cum să nu. Da? Dar intrăm pe dincolo, că aici nu e. Auziți? Da. S-a pus lacăt pe primărie. Cum? Lacăt, nu! Lacăt. Nu, vreți nu. Să mergem la primărie să vedeți? Păi știți ce înseamnă lacăt pe primărie? Înseamnă sechestru. Știți cum arată un sechestru? N-avem sechestru? Nu! Acolo reabilităm. Al dracu că ieri mi-a dat informația. Auziți? Păcătos câinele. Avem dezastru. Ia uitați-vă aici. Ce e asta aici? Ai castel? Un cămin internat. Am reabilitat. Avem 3 amplasamente școlare. Liceu 3. Și 2 școli. Da, le-am reabilitat. Frumos. Erau la fel, aproape la fel. Dar ăștia de la curtea cât de conturi, de ce au găsit bube? Nu sunt bube, domnule. Nu. O să demonstreze judecătoria la contestație că nu sunt bube. Nu am mâncat nimeni niciun bar. Dar auziți? Vreau să vă spun că să le reabilităm prin PNRR. Și o să-l vede și pe el alt. Am văzut că aveți apă. Nu mai ne întrebați de apă. Gaze. N-avem nimic. Nimic n-aveți? Avem un proiect pe Angel Salini de canalizare. Păi da, dacă nu aveți și șosele. Haideți că... Șosele, trebuie să facem. Știți cât de primărie. Multe îmi doresc eu? Aici e o bucătărie. Frumoasă bucătărie. Știți cât de multe îmi doresc eu să fac pentru Olten? Știu. Vă spun din tot sufletul. Cu drag am și venit pentru comuna mea. Oh, ia uite ce e aici. Aici e pentru paranghelii. Nu neapărat. Asta e cultura. Da,
căminul cultural. Nunți? Aici botezuri? Am ajutat oamenii, să știi, și îi ajutăm în continuare. E reabilitat anul trecut. Taxă? Nu luăm taxă. Deocamdată trebuie să aprobăm în Consiliul Local, mai durează. Păi mai frumos ca la restaurant. Am făcut. Vi se pare restaurant? Mai tare. Vă place? Oh, vă apreciez. Am făcut revionul aici, deci am făcut spus... banchetele copiilor, serbările de așa, sfârșit de an. Pe banii primăriei. I-am ajutat. Hai, voi nu aveți la Ploiești așa? Cum? Voi nu aveți la Ploiești așa? Că nu. N-avem la Ciorani așa ceva. Din Ploiești sunteți? Nu, din Ciorani. Ce înseamnă Ciorani? Comuna Ciorani, județul Prahova. Cum e la dumneavoastră acolo? Cum? Adică cum? Cât s-a dezvoltat? Se dezvolt? Spune-mi și eu. Nu vă supărați pe mine, vă întreb nu, și... Nu mă supăr! Dar n-avem așa ceva? Am reabilitat anul trecut, domnul meu. N-are. E frumos, le-a plăcut la nu mă mai întrebați de cum, la Ciorani. Avem de toate. Gaze, apă... Serios? Dușma, nu. Gunoaie, nu. Trotuare, bibliotecă... Și noi avem gunoaie. Nu știu, mă lucru. Aveți gunoaie? Avem, domnul meu. Ce fel de gunoaie? Cu picioare sau de-alea mormane? Vedeți că și cu picioare, că altfel nu veneați la noi? Dar au venit cei de la Zgarda de mediu vreodată. S-au venit, m-au și amendat. Păi ce pătă mi-a dat? Da, păi primarul amendează, să știți. 5.000 de lei? Da, mamă. Ți-a dat? Da, mi-a dat. S-a vândut lupul în pădure ca să plătească amenda? Nu, avem voi acolo. Auziți? Da. Gunoaiele astea sunt de ani de zile. În România, da. Vă rog să mă credeți. Sunt pe la guvern, pe la senat, pe la parlament. Nu vorbim despre asta. Dar gunoaie. Problema este că ne luptăm cu. Cum? Cum să lupta? În sens, harapalp? În că haideți că să... Haideți că... Colonele... Deci am ajuns să ne... Știți să... Să vrăjeți cetățeanul. Să adică, duceți în eroare. Eu sunt mai sociabilă. Puteți să întrebați și în comună. Am întrebat. Am lucrat la finanțe și la finanțe lucrez cu omul. Am lucrat aproape 20 de ani la finanțe. N-aveți gaze? N-am gaze. Auziți? Domnul meu. Ce bea? Vaca. Domnul meu. Apă. Cine credeți dumneavoastră că poate să susțină gazele? Greu. Am înțeles. Gazele, da. Prin asociere. Canalizare e... Hau! Nu-i bună de muzică? Nu-i bună de muzică? Nu este. Mai trebuie făcut îmbunătățită. Au zis oamenii. Nu aveți ce să-i faceți? Credeți că nu? Din punct de vedere de sonorizare? Zice că se pune ceva pe niște pe pereți, o antifonare, ceva. Sunt artist. Ia spuneți-mi. Ecoul ăsta de sus și jos puteți să puneți pe pereți cât vreți. Nu, nu se va... Nu. Totuși să știți, domnul meu... Știți cu cine să stați de vorbă? Au jucat, cei mai meseriași? Lăutare, muzicanții. Cu ei vă dau sfaturi și credeți-mă că ei vă spun. Bun, cât a costat investiția? Ari, cartoane de ouă, mă, cartoane de ouă. Da. Domnul adică meu, pe a fost investiți prima dată când s-a reabilitat prin cel... Îmi prezentați-mi birou. Ia, haideți că l-am înțeles că l-aveți pe balcon. Ia. Unde ați dormit? Acasă sau? La ce oră ați venit? Că am o cameră. Haideți că să vă arăt unde am camera montată. Ia să vedeți. Unde ați dormit astă noapte? Că câinii le-a spus, n-a venit stăpâneci. La canton. La canton. Vide lupul, vide lup. Deci o persoană cu handicap n-are nicio șansă pe aici. E greu să știți. Auziți? Câți? Păi provizoriu, domnule. Provizoriu. Câte persoane aveți la social ca număr? Câte? Peste 200. Peste 200? Păi, nu. Ia ascultați-mă. Sau peste 500? Nu. Ia ascultați-mă. Da. Știți ce amărâți? Amărâți. Aveți o bună persoane cu... Da, bineînțeles. Auziți, dar de ce sunt amărâți? Nu lucrează? Domnul meu, sunt bolnavi. Bun, da. Ne pare rău că și pe mine mă doare splicatul. Și șoficatul. Haideți să vă arăt birou meu. Da. Bună ziua. Bună ziua! E ca cabinet primar. O, pe aici e... E tare de tot! Ia! Floarea flamingo. Asta. Primăvara, da? Ia! Alcool miroase. Ai, domne! E asta de mâini pentru... Și aici stai dumneata și pui un lucru. Iată, mă. Da. Uite, vedeți aia cioraia? Stați un pic. Ce să-i faci? Nu vă spune cine este. Ia să-l văd. Ăsta-i Danu Oprea. Este... Dale!
E clar? Ia uitați-vă ce face acolo. În fiecare zi le punem apă acolo că bea apă de acolo. Nu, eu vă spun eu. Ăsta e prieten cu primarul din Cioran. Uite, Cornele. Cum îl cheamă pe prietenul, pe primarul din Cioran? E prietenul meu. Să fii sănătos. Voi cu mare. Voi cu mare. Și sunteți mulțumit de atât. Voi... Ce așa, să spun? Face și dânsul ce poate. Facem ce putem, domnule. Eu sunt mulțumit că am așa. Am canalizare. Felicitări. Da. Gaze avem. O să începem și apa avem, canalizare. Aveți canale, și apă. Păi apa e vitală. Vedeți că eu o să fac o plângere penală. Faceți. Apă. Canalizare. Auziți? Dar vă întreb ceva. Da. Plângerea asta penală, când se face în cheie, dreptul dumneavoastră, cam cât durează până când mă suspendă ăștia? Că aș vrea să fac analizarea. Dar cine a zis că să vă suspende? Păi eu știu cum e cu plângerea. Frumusețe de primăriță să spun, nu pățește nimeni nimic. Cine să vă suspende? Cine să vă suspende că v-au ales cetățenii ăștia? Nu v-a ales. Peste 200? Nu ales cetățenii. Dar ia ziceți-mi cine e. Ce ați făcut pentru... Ce? De când ați venit? Ce? Deci de 6 ani am venit. Nici nu pot să filmez pe doamna primar. Așa de... Dar nu v-ați îndrăgostit de mine, da? Nu. Mi s-a... Ce păcuși, pă! Sunt îndrăgostită de soțul meu și de pădure. Așa. Sunt îndrăgostită de soțul meu și de pădure. Este știi de ce s-a blurat din cauza că aveți... Să știți că ne mândrim cu școlile, domnule. Am văzut, frumoase. Ați intrat în interior. Vă rog din suflet. Vreți să mergem? Vă rog. Avem aprobare? Hai. Ia, haide. Hai să mergem să vedem școlile. Spuneți-mi și mie, unde văd eu că... Știți că n-aveți pagină de internet. Ba da, am deschis-o, dar nu știu, nu prea funcționează site-ul. Avem... A, nu. Uite, mergeți la domnul secretar și vă dă și adresa. Nu, păi știm. Avem, vă rog să mă credeți. Unde-i salariul urmat aici? Salariul meu ar fi trebuit să afișeze și... Știm, ar fi trebuit. Se afișează de două ori pe an, se afișează, domnul meu. Deci, ce salariu ai dumneata? Nu banii mână, toți. Păi ce facem cu toți? Că ăla e brutul, ce... Nu, asta e păcăleală. Deci, banul mână... Hai să mergem la contabilitate să văd aici. Unde? Mergem cum îl pun de luăm? Pe aici? Păi eu. Vrei să mergem pe jos? Da. Nu, numai până la liceu. Hai, la liceu. Nu, că el vine. Nu, hai să vedeți liceul. Liceul. Ăsta-i tot al dumneavoastră? Să vedeți ce am fost obligată să fac. Ce ați fost obligată să faceți? Ia ascultați-mă. Da. Noi avem gara în Olteni, vedeți? Avem gara. Stai să o filmez. Gara aia cu turnulețe? Nu e aia. Sunt case de... Drept în față. Am filmat. O să facem o pistă de bicicletă aici. Pe unde? Pe aici? Pe aici, pe partea asta, 3 km. Asta lucra la primărie. Ia, ascultați-mi. Da. Având gara în Olteni, da. Satele astea adiacente... Eu mi-am luat tricou cu burtă. V-am văzut. Să mă vadă lumea, să râdă, să ne râdem. Satele astea adiacente... Colonele, oprește, nu mai filmă. Fac naveta foarte mulți oameni. Ia auziți, ia, fiți atenți. Ce scrie? Nu, ce scrie? Nu mai fura, nu mai distruge. Nu fura, zice. Nu fura. Ce nu mai distruge. Domne, eu așa l-am găsit. Cine a scris sloganul ăsta? Proprietarul. Proprietarul? Dar de ce nu l-a amendat? Păi de ce să l-am... Știu. Molos. Aici, ascultați-mă, e al nostru, aici încerc să obțin fonduri. Ne filmează camera aia? Filmează camera, să știți. Sunt camerele primăriei. Am înțeles. Da. Aveți dosar de evaluare? La ce? Să am dosar la evaluare. La primărie. Pentru ce? Păi pentru ce mă întrebați de dosar de evaluare? Dacă l-aveți. Pentru ce? Pe activitate? Pe personal? Dosar de evaluare de risc. N-aveți. N-aveți. O să pun poliția să vă amendeze. Puneți-o să dau. Și să puneți că... Păi da, cum ați montat camerele? Cine le-a montat? Vreo prieten? O firmă. Nu. O firmă. Nu și aprobare prin Consiliul Local, domnule. Am înțeles. Dar de ce nu v-a aprobat Consiliul Local acum? Ați mărit cumva bugetul? Da? Nu, Consiliul Local. Ia uitați. E problemă. E bine? Nu este, dar ce să facă? Știu. Aici e dispensarul, am încercat să reabilităm aici. Dar ce se întâmplă? I-ați anunțat pe toți câinii din comună domnul să meu, ne urmărească? Păi dacă nu mă lăsați să vorbesc. Vă lăsați altă cameră. Așa. Dacă avem gare, vin și ne aruncă. Am făcut și una de post de câini, mă credeți? Am să-i strâng acolo că sunt pe... Nu s-a aprobat prin Consiliul Local, dar a trebuit să-i strâng. Altă mână reală. Altă mână reală. Auziți? Dar eu zic că decât să-i las pe stradă să muște oamenii, ia spuneți dumneavoastră. Corect. Da? Nu e bine? Și serios? Corect. Câți câini aveți? Păi dacă vreți, merg și vă arăt acolo. Nu, de SDS-au știu ei. Știi, i-am înștiințat și bă, ce faceți, mă? Sunteți derbedei? Nu. Nu cred eu de SDS-au, cum? Auziți?
Cum treceți? Dar sincer, sincer. Uite, vreau să văd, sunteți o persoană sinceră? Sunt. Jurați-vă pe Dumnezeu dumneavoastră că sunteți sinceră. Nu, nu jur. Bine, am înțeles. În credința lui Dumnezeu. Ați fost vreodată? Ziceți. Atenție, eu am lecția învățată. Da, domnule. Cu dovezi sau nedovezi? La mare, cu mașina nu. Și cu soțul a nu. Primăriei? Nu, nu, nu. Am înțeles. Domnule. Nu. Al dracu nu. Câine, iar m-a mințit. Iar da. Mă duc, merg la mare. Stați un pic. Eu dacă filmez, nu, eu dacă filmez aici. Da. Eu legea nu, nu-mi permite legea. Nu. Vreți dumneavoastră? Vreau numai nu filmați, doar să vedeți. Închideți camerele. Da. Nu, nu, stați un pic. Mi-mi permite legea dacă îmi dați acordul nu. Dumneavoastră. Eu vă dau acord. Stați un pic. Cine a investit aici? Este program PNDL 2, prin PNDL 2. Da? Da? Dar nu Ministerul Învățământului. Ministerul Dezvoltării, nu Ministerul Învățământului, da? Beneficiar Primăria Olteni. Noi și ne-am ocupat. Dumneavoastră? Da. Dacă vreți să ne lăudăm comuna, să vedem cum arată școala, dumneavoastră puteți să spuneți, eu sunt primar și pot să arăt. Nu mă laud. Nu, nu, noi atenție, nu. Am făcut. Arată bine. Hai să mergeți înăuntru. Eu filmez. Să știți că vreau să-mi iau amendă. Să mi-au amendă. Mi-e drag ce am făcut. Da, nu mi-au amendă. Aici era dezastru. Primul rând, aveți rampă. Vă apreciez. Nu mă apreciați. Da. Hai să vedeți ce am făcut, că mi-e drag. Sezam? Minune! Să deschizi ușa! Așa. Ce zici? Aici birourile. Ce fel de birou? Da, gata. E corect, corect. E corect, corect. S-a spălat pe jos cu mopul. Cu mopul. Bună ziua, bună ziua. Bună ziua. Aici sălile de casă. Puteți să facem așa? Primarul și... Bine. Ne filmează copiii. Bună ziua, bună ziua. Bine v-am găsit. Sălile de clasă. Bună ziua. A, ești tinerică. E tinerică. Am crezut că profesoară. Și dumneavoastră când era copil mai ceva. Bună ziua, domnișoara. Domnișoara. Școala arată. Cum vi se pare? Superb. Dar știți cât era de rău? Acolo avem sala de sport. Deci. Toată investiția pe 23. Vânați angajații? Nu. Am găsit un primar. Poate primăria să funcționeze fără casier? Nu poate. Nu poate? Ziceți cu voce tare. Poate sau nu poate? Nu poate, domnule. Am eu unul la Brădăni în Sibiu. Așa. L-a dat afară pe casier. Și că l-a mușcat vaca. Urcă Mila. Alu, zing, zing, zing și zan, zan, zan. Aveți videoproiector, aveți tablă digitală inteligentă, aveți de toate. Felicitări! Apar pe imagini. Ați folosit material de calitate, un pic la retur prostie. Domnul meu, nu putem să facem totul perfect. Încă nu e finalizată vă lucrarea. Încă felicit! Lucrăm. Aici avem cameră pentru activă. Aici va da, am început mucegaiul să apară deja. Încercăm să... Aici? Da. Am pus deja, lucrăm rafturile ca să punem arhiva. Ați văzut? Am venit noi cu intenții rele. Păi, am zis eu ceva, eu chiar v-am așteptat, cu toate că m-a așteptat proiectantul cât de punem. Și aici ar birourile fetelor, nu. Cancelaria, contabilitatea. Bravo lor! Da. Biroul director. Știți ce vă cer? Spuneți-mi, vă rog. I-ați văzut pe profesori, da? Ei sunt și părinți. Din cauza lor, acest popor trebuie să meargă bine. Când avem profesori la înălțime, avem și elită. Dacă acești profesori dau rateuri, probabil să nu fie copy-paste, gen ciucă, gen... Mai avem? Mai avem, Nânzalo. Atunci, se duce dracu de răpă. Eu... Mă uitam să vedem, aveți terenul ăla de sport acolo, dar ați făcut cum altul. Cum să reabilită, domnul meu, suntem în lucru. Da, am înțeles, da. Da, costă eu vă cred. Mult. Știu. Nu sunt bani, cred. Cu gazele ați încercat să faceți asociere? N-am făcut asociere. Nu. Și nici n-am la câți plan, kilometri? La câți kilometri se mereu dă? 24 de kilometri. Ah, e clar, e greu. Cetățeanul trebuie să înțeleagă că e foarte greu. Da. Eu unul n-aș trage, să zic, dar... Și eu la fel, să știți. Dar ați dat amenzi. Pentru acum ce? Pe noua legislație, ca cetățenii cu haznale sau cu nehaznale. Nu se încadrează niciunul, nu au haznale conforme, știți că trebuie să fie, okay. Să ai de fundul închis bine. Pe legea 50, da, ați dat vreodată amendă pe legea 50 la cetățeni? Da, vă spun, i-am prins. Eu zic să nu dați. Nu dau, nu
Nu, 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 de versarea, da, amendații. În domeniul public, atunci da. I-am găsit, i-am avertizat, dar nu le-am dat. Ați văzut când merge primarul cu cetățean? Iar aici sunt băile. Da, sunt foarte frumoase. Băile copiilor. Vă felicit. Vă place, da? Bună școala? Vă place școala? Așa, 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 nu? Borcanul cu untură, ungeți-o și câini sunt destui. Poftă bună, copilă. Da. Bun. E deschis părinții. Poftă mare. Bună primarul de aici, primărița. O știți, o cunoașteți? Mă cunosc. Nu, 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 nu. O cunoașteți? Cum arată? Da, da, da. Pe unde e, că o caut? Pe unde e primarul? Succes! Oh, ne întoarcem. Iar mergem așa. Așa mergem, da? Domnul a venit să ne filmeze. Ia uitați. Minunățiile poporului român. Bună ziua. Sunteți profesor, da? Credeți că mai respectă elevii în ziua de astăzi dascălii? Da, dacă știm să... Știți să vă impuneți asupra profesorului? Nu, nu să vă impuneți cu frică, pentru că Constituția României spune... Că tortura e interzisă prin lege. Bine, am avut eu un polițist deștept și a făcut el tortură. Sunt rezultate? Noi am avut rezultate anul acesta. Dumneavoastră sunteți profesoară de? Română. Mai nu știm să ne mai exprimeștem ca lume. Nici să scrieștem. Să promovează mai mult în cultura sau cultura în media? Da. Informație și mai mult pe partea practică, aplicativă. Fă-ne și poze, de la distanță. Tradițională, nu știu da. Dacă aveți voie da, să nu aveți voie filmați. Da, nu, da, nu e nicio problemă, nu e nicio problemă, nu e nicio problemă, da. Da, nu e nicio problemă. Aveți director aici, da? Da. Da, da. Vă urez succes în activitatea profesională. Hai colonele, gata. Da, toată lumea cu... În loc să se mândrească, toată lumea, n-aveți voie, n-aveți voie, avem voie. De ce? Ei, riscăm orice lege, ai și posibilitatea să o încalci. Să o încalci, noi încălcăm tot. Da, și noi, vă felicit. Și noi, și noi. Vă felicit că aveți perimetral odată. Încercăm, încercăm să facem, e mult de lucru, vă spun. Deci vă felicit, da? Na, opa. Al cui cotețul ăla. Ce să facem, e privat. Știu. E privat. Nu, nu, dar îl cunoașteți? Da, cunoaștem, normal, e nu cumva consilier? Oamenii... E consilier ceva sau ceva? Nu, nu. Sau din ăsta, consilier de primar sau ceva, ajutor? Bună ziua, bună ziua, da. Cadru, da? Cadru de învățământ, da? Da. Vă respectă elevii? Desigur. Sunteți mândră de ce aveți aici, condiții? Desigur. Putem să o laudăm pe doamna primar și cetățenii și consilierii? Cum să nu? Vă mulțumim frumos. Serviciu ușor. Țiclă. Bun, ce vreți să mai mi-arătați? Dacă vreți, mergem cu mașina la celelalte două școli. Cum vreți dumneavoastră? La gunoi. La gunoi? Mergem la gunoi să vedeți. Ia hai mă la gunoi, hai. E dezastru ce e. De ce? De ce e dezastru ăsta? Domnul meu, o să vedeți dumneavoastră. Cine-ți vine în vață? E greu cu omul. Cine? Oh. E greu cu omul? Da. Eu... Sunt ocupată cu domnii acum. E ocupată pentru că... mi-a spus cineva că este populară. Dar transportată de soț. Ia mai laudă o dată. Ai cuvântul meu, jur. Așa, lasă. Dacă face niciunul ce-a făcut el. Ai ajutor social? Acum? Da. Dar avem. Bravo. Avem, e o doamnă ce nu stă. Știu. Dar de ce nu te duci la muncă? Se duce, face pe la dânsa, spune unde faci curat. Face. Face. Ia mă râd. Pumpele alea au funcționat, da? Funcționează, le-am dat acu drumul. Funcționează? Nu, acum nu funcționează, domnul meu. Uitați, ia uitați, ia, nu funcționează. Uitați-mă, asta... Nu, asta nu funcționează și nu o să funcționeze niciodată. Auziți, ăla e spațiul public la cadrele medicale sau au și înăuntru? Au și înăuntru. A, gata, am înțeles. Dar nu cred că e ok să filmăm. Unde? Înăuntru, la dispensar. Nu poți să torn filme cu ei, pentru că e instituție publică. Adică este pe sub contract. Da, contracte cu la... Așa. Porn filme pe unde vreau. Nu înțelegeți că eu pot să filmez oriunde în România și dacă mă bagă la pușcărie, o să mă întrebe de țineți, bă, dar tu de ce ai venit? Mine, dacă mă bagă la pușcărie, fiecare răspunde pentru faptele noastre. Adică ce scrieți pe foilele de parcurs când mergeți?
Dimineața dacă... N-am permis, aveți, domnul meu, ce aveți, să fac? Aveți soț? Să-mi fie rușine că n-am permis. Să-mi fie rușine. Eu nu pot, n-am. Dar de ce? Am înțeles. De ce mașina primăriei e acasă la matale? Da, așa este. Mă ia, mă aduce și mă duce. Și cum treceți pe foaie de parcurs? Nu fac foaie de parcurs. Eu sunt sinceră și vă spun totul. N-am cum să fac foaie de parcurs. Deci nu faceți foaie de parcurs? Nu, domnul meu, nu. Mm-hmm, am înțeles. Nu. Și cum vă justificați la motorină, la carburant, astea? Aici, ce scriem, facem raport, referat. Mergem cu mărțagele, da? Iată. Mergem la gunoaie. La gunoaie. Colonele? Ce? Da, știți câte au fost, uite aici. Ce? În curtea asta am avut mulți pomi. Zrudele. Acolo e Ion? Acolo e Ion? Alea scolăderile lui Ion. A? Inter. Inter Agro? Știu modelul. Da, am, da, da. Am fost... Păi silozurile vechi. Bot în bot cu Neionica. Bun. Vreau să merg cu dumneavoastră? Da. Cu mașina? Cu mașina. Ce mașină aveți? E tot gândacul ăsta. Gândacul ăsta, ce frumos e. Da. Eu vă mulțumesc pentru amabilitate. Vă doresc numai bine. Mult succes în activitatea profesională pe care o desfășurați. Ce vrea Dumnezeu? Iubiți cetățenii, ca și primarul care spunea, cei mai buni cetățeni ai mei sunt. Domnul meu, da, facem ce putem pentru cetățeni. Mă bucur că v-am cunoscut. Mă bucur că nu v-am e cunoscut. Nimeni perfect, să știți. Avem și bune și rele în comună. A venit mașina? Nu e. Nu, nu e. Este. Nu e. Da. După ce o să mergem, o să venim aici, acolo stăm să înghețăm pe da, 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 da. Să întrebăm. Nu intru în birou. Nu mă interesează să intru în birou eu. Eu nu intru în birouri. Mă duc eu pe acolo să mă plimb la primărie. Bine, da. Hai să lăsăm. Eu hai să-mi fac treburile. Mă bucur că v-am cunoscut. Ce le transmiteți la cetățeni? Adică ce... Eu cu cetățenii mei discut zi de zi. Am înțeles, dar da? Ce o să le spuneți lor? Ce după o să... filmările dumneavoastră? Apă le băgați, canalizare... Începem canalizarea. Gaze, sunt toate drumurile asfaltate? Nu, nu avem nimic asfaltat, nici. De 30 de ani, parcă da. Și de ce parcă mergea tot pe drumuri de noastre mergea. Asta este, e greu. Asta. Începem, avem proiect de. Dar nu ne-a zis cât aveți salariu? Mergeți la contabilitate nu. Și vă dă totul. Dar acum pe corecte. Am găsit primar care îmi spun, domnule, atâta este brut, atâta e net. Cât aveți? Mergeți să vedeți. N-are rost să vă spun eu, ca să ziceți că eu vorbesc ce nu. Păi nu, dar dacă eu vă cred. Am înțeles. Ne-ați dat cu frică. Mergeți la contabil. Nu, nu fac așa ceva. Păi eu dacă vă întreb, ce salariu aveți? Eu vă dau un răspuns, zic eu, legal. Mergeți la contabilitate și aveți accesul meu să luați orice. Dar nu, tot îmi spuneți că avem accesul dumitale. Nu-l vreau. Nu vreți? Nu-l vreau acces, că mi-l iau singur. Iau și pe 544. Am plecat, gata, domnul meu. E regulă. Hai, colonele, băgă-te. Hai. Gata, mulțumim. Să rămână. La revedere, vorbim. Ne ducem. Eu v-am spus, ne luptăm cu ele cât putem. Și noi ne luptăm cu gunoaiele astea din România care ne conduc țara. Și își bat joc de noi. Mă arângeați la plăvăraș? Alo, poliția! Poliția! Nu-i poliția! Am nevoie de dumneata. Păi, veniți încoace, domnule. Geană mă numesc. Haideți să vă arăt... Să vă arăt furt de energie electrică. Anunțați și electrică. Da. Anunțați electrică. Eu acum i-am lins, am fost, am văzut, i-am filmat tot. A, așa, domnule. Deci, ce pe electrică, nu știu, poate aveți un număr, mai am încercat să sun acolo, îl deranjamente. V-am sunat adoră. Chemați-i pentru că sunt vreo 15 aici. Da, da? Eu am vorbit cu comisarul. Păi l-am sunat pe comisar și el mi-a zis sună la CET-ul și CET-ul să... Da, și CET-ul face... Solicitare de permis. Da. Da. Am vorbit cu Moise, mă bobog nu sună. Așa, uite. Am aici tot ce trebuie. Uite, sunt întreagă, dar m-am dus eu la ei, la fiecare. 0749-220-890. Poliția. Geana, sunt.
Eu s-ar putea să mă la primărie ăștia, că mă sun, pac, vin cu mașina de la primărie, ne găsim aici, ia cucetul, da, și mă iau cu ochipul, dacă aveți și camere, bine? Da, da. Gata, gata, bani, bine. Mai primărie avem aici. Primărie de primărie. Nimeni, păi nu mă știe. Băi, ai mă sus, fiată-mi. Hai să-ți arăt ce am urbătut în cuie, fiată-mi. Știi? Geanta aici. Bună ziua. Mamă, ce înghesuite sunteți aici și tată. Ce birou e aici? Ce avem impuste și taxe, contabilitate, doamna este bunătăriu și asistență socială. Nu, a dat două, cum se numește, doamnele? Că după aia vreau să vorbesc cu ele, că așa am primit mesaj. Cum se numește? Iordache? Iordache? Doamna Iordache. Ce mai e o doamnă? Cum? Da, e la salut, Luis. Cum? Și mai e încă unul. Și Niarciu? Da. Dumneavoastră sunteți angajată a primăriei? Da. Cu contract sau public? Da, sunt funcționar public. Cum? Sunt funcționar public. Ah. Contract de muncă. Super. Dar nu cu bine. Bun. Sunt 2014, da? Funcționar cu contract? Da, cu contract. Cu decizie, dispoziție de primată. Ah. Funcționar în are contract. Da. Da. Poate ați încurca numele, întrebați de altă persoană. Stase și eu, dacă cine? Nu e eu, Se pot deschide geamurile aici? Da. Unde îți pot ce? Ce? Hai, cu acolo. Atunci când vedea cineva la mașină, am înțeles, da. Bună ziua. Am întâlnit la dumneavoastră. Am înțeles că sunt niște geamuri. Ba, uite, avea dreptate. De ce s-au bătut? V-au sechestrat aici, v-au bătut geamurile astea din șuruburi. N-aveți aer, nu? De ce nu vedeți ce doar șefii ăștia? Băi, șefilor. Spuneți-le, v-a luat un drept fundamental. Și uite să aștepți asta. Dar de ce nu-i spuneți la primar? Băi, doamnă primar, ne strâng șuruburi pe aici, la geamuri. Aveți o colegă... Deci dumneavoastră sunteți a primăriei angajată? Nu, este o firmă înființată în cadrul primăriei, Salubris. Cu punctul de lucru și sediul aici? Da. Adică al primăriei? Da. Și câți angajați sunt? 29. În total? Da. Un bloc zon pe 60. Pe statul de plată. Mai multe informații nu puteți să... Nu puteți să-mi dați? Nu știu, nu cum. Adică dacă trebuie pe... Secretariatul aici unde este? Este în față. Am înțeles, ca să întrebăm, da. Da. Și dumneavoastră mai lucrați sau mai aveți mai aveți o colegă? Și dumneavoastră cum vă cum? Atât de însă am primit mesajele. Noastră, ce tot de angajat sunteți? Șef serviciu. Șef serviciu. Da, am înțeles. Nu, da, sunt două șefe de serviciu. Da? Da. Mamă, e mare salubrisul ăsta, cât e? Câți angajați are? 29. Dar ce face salubrisul ăsta? Strânge gunoaie sau cum? Da, acțiuni de curățenie. Strânge la boatele. Dar aveți pe boate gunoaie sute de tone. Ce cu ele? Ce puteți să-mi spuneți? Nu pot să vă răspund. Șeful meu... Care e șeful dumneavoastră? Marinic Odnisa. Și unde vreți să-i păgumesc? Nu știu, cred că este retrencul. Ăsta-i sportiv sau ce face? Nu supraveghează. Jucători sau cum? Face pârlic sau ce fac ei?
Stați un pic. Pe mine mă interesează așa, dacă ăsta e șef, vă rog frumos să-l chemați, că are sute de tone de gunoi. Și vreau să văd eu cum strânge salubrisul ăsta. Sunați-l. Și să vin aici. Sună. Pun poliția pe el. Să nu strângi, că nu știți numărul. Vin la eu, numărul lui? Da, 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 știți ce e la OAT? Știți ce e la OAT? OAT-ul. Păi noi am găsit sute de tone de gunoi, da? Vedeți că acum i-am pus, acolo sunt comisari, sunt ăștia, poliție pe acolo. E dată de mediu. Și pe șerpă, zăi de zonă. Ați mai luat vreodată amenzi? Nu cunosc, nu știu. Dar ce atribuțiune are? Adică, în afară, colectați gunoiul din comună sau cum? Da, instituții publice, DJ. A, instituții publice, DJ, ce e DJ-ul ăsta? Nu știu, Alexandrie. Bă, fii atent, mi-a venit și cu alea, cu limitatoarele alea, da? Care nu sunt legale puse. Amat, oficial. Cine se ocupă cu... Administrator public există aici la primărie? Da, este. Cine este? George Matei. Puneți-i, vreau să vorbești cu omul ăsta, că am și-a permis eu să punem niște limitatoare pe drumul județean. Că mie Consiliul Județean mi-a dat că... Nu. Și atenție, au câștigat oamenii în instanță. Dar ce se întâmplă cu primăria? Să lucrezi la ea sau există contabilitatea pe unde ar fi? Există cumva sechestrul pe primărie? Dar ați auzit că a venit corpul de control, ceva? Nu știu, da, nu-i tablă. Deci ce faceți? Îl căutați, îl sunați pe șeful? Da, zic că vine. A, vine? Da. A, zic că vreau să nu știți dacă a venit corpul de control, că va verifica și pe dumneavoastră. Eu nu comunic direct, de asta am pus pe colega, comunică mai bine cu dânsa. Faceți așa ca la, ca la extratere și bic, să o comunicați prin putarea cu foc? Nu, nu știu. Sau prin parpălul vodă sau cum, dar... Dar de ce nu aveți ecusoane? Nu v-a dat, corect? Dar ce, la, dar dumneata, nu ești plătită de banii publici, ce poți să răspunzi? Nu mi s-a dat ecusoane. A, nu vi s-a dat așa, n-aveți ecusoane, da. Cu ce vă ocupați? Cu ce vă ocupați? Starea civilă. Starea civilă, da, auzi, băi, nu, starea civilă, atenție. Eu, prin toată România, starea civilă e... Nu sunteți doamna care e cu cununii, cu chestii de astea, așa, bă, ar trebui, deci trebuie să-i pună soclul. Oamenii, sunt soare oameni și sunt mărița fetele, mai ce bărbați și fetele, sau mai rar, copilași, decese. Mai mult transcrieri. Dar cum stați cu decesele? Mor oamenii pe capete. Deci, dumneavoastră, vreau să-l cumpăr pe Marin Socrediu, ăsta Sorescu, sau să le-am... Dar cartea asta cu Beethoven, copilul minunelor, o aveți cumva? Nu avem, dar cu aveam o... De ce mi-ai zis, mă, că l-are pe Vivaldi Vigelie aici, carte? Colonelă, mă duce în eroare. Unde-i? Da. Unde-i girou? Și cât are salariul dumneavoastră? De stare civilă. Da. Salariul. Cât îl aveți? Nu cred. Păi mergeți jos, că sunt afișate la... Păi, sunt afișate și pe ușă. Nu este... Le-am căutat cu primarele. Nu, dar nu este... Salariile nu sunt, că le-am căutat cu primărița. Și biroul de stare civilă are un anumit regim. Regim! Atenție, regim! Faptul că există niște documente... Sau stai ce... Nu e zona așa... E zona administrativă, 585, știați? Clasă? Nu e clasă. Unde vă țineți documentul? Aici. Acolo. A, acolo. Acolo. Aici și jos. Dar spuneți-le așa. Băi, fraților, HG585, per 2002. Am făcut solicitare către doamna primar să mi se cumpere un fișet ca să cumpere cuii, dar... Nu. Faceți adresă. Faceți adresă și către IPJ. Atenție, vă spun. Doamnele detector a venit în control, i-au adus la cunoștință că starea civilă are un anumit statut, da, și că trebuie să... documentele înguiate, GDPR-ul, să fiu singură în birou, să nu umple nimeni la aceste documente, da? Nu există, uite, deja e victima. Oricând poate să o da, buțească. Da, acolo cât e scrisă. Să dă grație, să răsesc. Putem? Cu reducere. Da. Hai la contabilitate, să luăm salariul, să nu știe, dar nu știe ce salariul aveți. Să vedem ce este secret. Ce
ce compartimente mai sunt aici. Nu, 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 nu. Este secret. Dumnezeu, niște bani să stai pe Facebook. Atenție, să fac adresa, să vedem, să plătești bani înapoi. Dacă dumneavoastră ești bibliotecar și cum nu aveți cărți, nu asta, ce faci? Stai pe Facebook. Ai stat pe Facebook. S-a dat like sau nu s-a dat? Nu știu. Da, camionul ăsta nu mai are și alte... Nu-ți sparanghelii botezuri. Am văzut. Bă, să avem cum să văd ce mare. A doua oară, trei oară. Hai. Deci, vine domnul sau nu vine? A venit. Dumneavoastră sunteți cu... Haideți să mergem ca să... Mulțumim frumos. Mata, ești șef? Aici? Ce funcție ai? Ce școală ai? Câte clase ai? 10 clase și profesional. 10 clase și Mata, ești șef? Da, și profesional. Am înțeles, dar și ești șef? Da, dar nu ești aici la salubis. Am înțeles, ești șef? Ce ai în conducere sub funcția militară, arată-mi și mă legitimație. Momentan nu am la mine. N-ai. Ăsta e echipamentul dumitale, de șef? Păi, am fost cu oameni până... Știi până aia la abator acolo, la... Le știi? Ce cu ele? Păi aruncă lumea și... Am înțeles, dar voi l-ați mai curățat, da? Păi chiar venim dacă roșu la să ne-ați observat, de la echipa. Unde erați? Când ați făcut dumneavoastră, eram... Dar nu sunt de la pădure, către zona centrală unde avem tot grăbire. Ai văzut echipele de poliție, echipajele? Da, da, da. De ce crezi că s-au dus? Și de cine am văzut. Dar de ce crezi că s-au dus polițiștii ăia acolo? Probabil că este zizare, că se mulea. Ce sale avea ai? 22.400. 2200? Da. Banii mei? Da. Nu tot, cât ai tot. Brutul. Brutul este vreo 35. Am înțeles. Deci curățați, faceți curățenie prin comună. Bine, mai dați la acolo. Nu, dar e... Am înțeles, dar acolo e sub noi să dă foc. Le-ai văzut că să dau foc? Acum nu era. Nu, dar nu era foc acum, dar ai văzut că să dau foc? Dacă oamenii din comună sunt de tot acolo... De ce nu puneți monitorizarea video? Am încercat și la spate în camere. Avem ușă cu o cameră acolo, unde am pus o nopță. Am văzut un poate-ți-o acolo. Păi nu puteți. Cameră în care poate să stai și el la îndepăs. Și de dumneavoastră, ai o cameră pusă așa. Vin intenționat și atac cu pietre la spart geamului. Pentru că nu sunt puse model de ancoră. A spus o singură cameră, nu poate să... E stabilită, nu... Omule, o singură cameră n-are cum, pentru că vii prin spate. Adică, dacă eu mă dau în spatele de vitale, cum mă vezi? Deci, afară, trebuie să ai o cameră și acea laptă se numește ancoră, minim 3. Deci, ai pus o singură cameră, eu vă dai de jur, dar spart camera, iar voi nu vă faceți treaba. Și toți banii care încasați voi să-i dați înapoi la buget. Pentru că dacă nu v-a căutat nimeni până acum, da? Voi să vă caute autorități. Acum a venit cel mai mare poliție. Să vedeți cel mai mare de la gardă. Iar așa a venit. Asta e un fel de fenomen. Nu știu dați-vă din mâna. Ați văzut bine că sunt... Dar e șef. Păi, ne face o treabă. Ce cu treabă mai din afară să fie aici? Să fie la primărie? Da. La bucurie la sectorul 6. Bine, ce? Tot în primărie. Și ce lucrai acolo? Eram cu semafoane, cu altul. Ce lui făceai? Că e electrician. Era electrician? Da. Ce diferență e între curent și tensiune? Am înțeles. Era electrician, la un semafor. Nu, ce diferență? Am înțeles. Ce diferență este între curent și tensiune? Electrician. Ce curent? Ce curent avem noi pe priză? De când? 220 ce? Da. Curent pe priză, 220, e sigur? Da. Ce tensiune avem pe priză? Dar acum ești... Ce tensiune? Unde? De exemplu aici? Cum fost mediul cu tonul electricianul. Dacă tu nu erai electrician pe firmă la mine... Eu am lucrat în ce casă? La instalații electrice. Nu mai este 220 ca tensiune, dar dă-n loc, e 230 de volți. De volți ar fi. 220 nu mai există, e 230 de volți. Iar curentul, ca să ții minte, se numește amperaj. Amper, un tip, și așa se numește. Maca, dacă știi să te întreb, în genul, eu fac circuit continuu sau alternativ, e inutil. Doamne, pentru asta ați venit în astăzi. Da, să te critic, pentru că spun mai e sute, de cum mai e. Nu mai e, da? Nu dă electricitate. Dar cum nu vrei? Maca, ești electrician, te-a pus șef cu 10 clase, n-am nimic cu oameni cu 10 clase. Ce? Nu sunt eu electrician. Nu, ești șef la sau firmă sau lucruri, ești șef. Da, curăție, da. Ce curățenie au făcut? Am văzut gunoaie la sute de tone, dar gunoaie ce curățenie. Dar la asta așa, și după fostul primul de primar. Stai la casă, da? Da. Ce fost o primaritate? Ești și pe timpul ăla. Și noi l-am
primărița care a venit, tot ce l-am văzut eu filmat și ce-am filmat, nu ea le-a făcut, atenție! Omul ăla le-a făcut, s-a intrat și acum ea finanță și el finanță și toată ziua nu stigă pusul, pentru că și ăsta. Ok. Deci, 2022, da? Data fabricației, 2027. Hai la contabilitate, pe la salariile de la toți. Să vă zic, pe aici e contabilitate. Ai ceva cu... Păi, am închis ușa. Eu am închis ușa. Dați-mi cine e lista de salarii. Am vorbit cu primarul. Tipărițele, toate salariile. Sunteți obligați, legea 153. N-a fost, nu sunt. Unde? Acum nu mai sunt, dar au fost. Nu mai sunt. Le-am furat. Nu aveți nici pe internet. Unde este șeful? Sau cine contabil? Domnul secretar, dânsul transmite pe site-ul primăriei, în celălalt birou și-l găsiți. Doamne, n-aveți nimic pe site-ul primăriei. Informații de interes public zero. Ne luați drepturi fundamentale. Cine e contabil aici? Păi nu este contabil. Doamna contabilă e în concediu. Și cine ține locul? La contabilitate? Nimeni. Casier? Săptămâna asta nu. Săptămâna asta, nu se, unde este casieria? Aici, casiera, noi încasăm. Deci, nu sunteți casier, dar încasați. Nu am spus că nu sunt casier. Uh-huh. Am spus că aici este casieria, încasăm. Și unde luăm salariile? Unde erau salariile? Vreau salariile. Eu, unul cetățean, vreau să știu ce salariile e dumneavoastră. De unde le iau? Am înțeles. Țara lui Papa, revădă. Asta este. Bun, hai să vedem. Deci autoritățile statului nu se-și poate datoria. Noi nu suntem organ de control. Noi suntem cetățeni care vrem să vedem salariile. Nu există salarii afișate pe drumul de 10 clase. Șef împurcă firele. Unde mă aici? O să zic că pe alea ți-ai vrut mă salariile. Nu aveți mai nimic în salariu. Te-ai uitat, da? Unde e salariile? Nu le știu eu. Lista cu persoanele, cu ajutoare. Lista vacante, locurile de muncă vacante. Bă, persoanele care sunt cu ajutor social. Cere, da? Unde e mai lista cu alea de ajutor social? Păi nu interesează dacă făcuți asta tot? Cam câți că este să dați? Unde este administratorul? Unde e administratorul clădirei? Unde e administratorul clădirei? Ce să ai plăcut? Cartea funcțională, păi, stai. Hai să mergem, gata. Asta e țara lui Papă Răvădă. Nu le revenim. Dar cerem informații pe 544. Ăla buldoescavator, ăla vechiul, pe unde mai e? Că l-ai prins. A mai fost un buldoescavator. Ha? Probabil că e unde am înșepat la pompă. Așa. Și acum unde e ăla? Nu știu, eu am fost plecat cu oameni. Am înțeles, dar al cui este? Al cui e ăla? Al primării. Al doilea. Păi mai e ăsta, da? Și mai intră unul. Eu știu, eu pără și ăsta a venit acest. Dar ăla, și ăla e al primăriei, corect? Da. Probabil că da. Dar l-ai văzut, funcționează. Da, funcționează. Când l-ai văzut ultima dată? Când am săpat la pompa de apă, la o ceapă de asta. Acum cât timp? Acum cât timp? Deci mă ta spui că mai există un buldo de escavator în afară de ăla. Dar te rog eu frumos, du-te și spune-i lui primăriță. Băi, doamna primar. Păi, a zis să o așteptați. E plecată până la Alexandria. Păi cum să mă aștept, omule, n-am treabă eu cu ea. Am vorbit cu ea, ne-am filmat, ne-am pupat, ne-am... Uite așa, dă-mi... Ați mai fost odată în ceva. Nu, omule, până să vii, mă, da! Eu așa știu de la fetele astea când am intrat de mă căutare să vină. Promite că e șef că curățați gunoiul acolo. Domnule, ne facem treaba, nu putem să acoperim. Momentan nu vă faceți. Vă spun sincer. O să vedeți că vine gardă de mediu. Dacă dumneavoastră tot ați venit să filmați, de ce nu filmare și băieții aia? Că eram 14 băieți cu cuieți. 7.000 rese pentru 7 frațe, în total 14. Mergeți cu mine acum în centru și tot mergeți 7 capre și 3 frați. Depozitat sacii cu ce am adunat. Voi gunoiul nu luați. Zilnic. Da. Zilnic facem. S-a și văzut. S-a văzut că e zilnic, a văzut. Azi era sărbătoare. Astea 3 zile. În zonă, da. A, și mai e o zonă. Eu, dar dacă eu ți le arăt eu mai acolo sunt. Știu că le duce oamenii în sat, le-am dus. Permanență, nu le mai aruncați pe mari. Gata, am înțeles. Hai să mergem. Astea de la... Dar uite, dacă nu avem nimic de la... Ia uite, tată. Da? Cobalt. Ah,
N-am chemat și până azi. M-am învățat de serie și mă înjură. Știu meserie. Asta nu se face ceva ce fac copiii. Urlă din partea. Nu e făcut. Am văzut. N-am fost un profesor să mă gândesc să zic, uite, m-am trecut de el. Nu mi-a răspuns că lui este cred că A fost din nou scandal în Consiliul Local al Comunei Olteni. Aleșii s-au întâlnit pentru a doua oară în încercarea de a vota bugetul Comunei pe anul 2023. În zadar însă, pentru că în lipsa primăriței Violeta Ionescu, aleșii nu au primit explicațiile necesare în legătură cu neregulile descoperite de Curtea de Conturi. Doamna primar, de 10 luni de zile nu a participat la nicio ședință de Consiliul Local. Noi punem întrebările în van. Nimeni nu ne răspunde la absolut nimic cu ceea ce se întâmplă în comun. Acum, problema care a fost astăzi a fost problema de bugetul local. Buget local care n-a fost prezentat la timp, care nu l-am avut cu cine discuta, s-a ajuns în situația din acest moment. Mai mult decât atât, prin intermediul firmei care se ocupă de contabilitate în cadrul comunei, domnul contabil ne-a prezentat o adresă primită de la ANAF, prin care, practic, eram puși în fața faptului împlinit că Consiliul Local este de vină pentru neaprobarea bugetului local. De ce? Pentru că nu am fost de acord cu sumele prevăzute în el. După părerea noastră, sumele au fost extraordinar de mari, nejustificate, fapt care s-a dovedit astăzi, am primit din nou adrese de la firma de contabilitate prin care se diminuează sumele. Conform legii, discutarea, neaprobarea bugetului local în termen de două ședințe la un interval de 7 zile, ceea ce noi nu am primit, n-am avut la dispoziție, a dus la acest lucru. Raportul de curții de conturi nu-l justifică în niciun fel. Dânsa spune că a făcut contestații în termen legal. Noi știm că nu, s-a dus după și am înțeles că dosarul ar fi la parchet trimis deja. Am făcut mari eforturi, tot cu scântei, să ni se pună la dispoziție, deși Curtea de Conturi trimisese pentru Consiliul Local plicul cu raportul curții, doamna primar a refuzat să ni-l pună. Deci cu mare ceartă am reușit și ni l-a pus la dispoziție și am intrat în posesia lui. Potrivit raportului Curții de Conturi invocat de consilierii locali, primăria Olteni a efectuat, printre altele, plăți pentru lucrări fictive, fără documente justificative. Prejudiciul ajunge la peste 1 milion de euro. Toate aceste nereguli au înfuriat inclusiv pe colegii din PNL ai primăriței Violeta Ionescu. Investiții zero,
un buldoescavator luat acum, un împrumut făcut în toamnă, deci am aprobat anul trecut un buldo, în bugetul de anul trecut 5.100.000.000, să iau un buldo, nu l-a luat și a venit în toamnă în ședință de consiliu, nu am votat, am datorat comuna, a luat acest buldo pe care nu-l mișcă, pentru că venea curtea de conturi și a trebuit să justifice bănuții. Bun. În acest buget care ni l-a mai dat, că ne-a dat alaltă erunul, astăzi a venit cu unul, mai avem iar prinși pentru un buldo. Tocmai asta pentru că nouă nu ne dă explicații. Păi băi, ai venit anul trecut, ți-am dat bani, nu l-ai luat. Ai îndatorat comuna în toamnă, 2022, l-ai luat pe ăsta. Și acum vrei să ceri iar bani de buldo, păi ce facem? Tot acest scandal a împărțit comuna Olteni în două tabere. Pe de o parte, consilierii locali care vor ca primăria să ajungă în legalitate, de cealaltă parte, susținătorii primăriței. Dar a venit Eneau, a venit curtea de conturi peste ea. Ea a găsit-o în regulă. Ce tot spune consilierii că a mâncat atâtea miliarde? Deci au plecat către cutea. Ca să te demită, ce vrea? Să vă dați seama. Dar doamna primar, știți unde e? De ce nu e la ședința astăzi? Doamna primar este plecată cu treabă, vă dați seama. Nu știm noi ce are doamna. Nu ne spune dânsa unde pleacă. Uitați aici proiect frumos, ați intrat să vedeți. Mergeți în curățenie să vedeți curățenie ce face binitele. A muncit cei de la Salubri să reabiliteze fostul internat vechi ca să facă cabinet stomatologic. Consilierii locali din Olteni au făcut o sesizare inclusiv la prefectul județului, căruia îi cer implicarea în această problemă. Până acum însă nu au primit niciun răspuns. Domnul secretar, lăsați-l, domnule, că cu demisia lui primar. Domnul secretar, domnul președinte. Păi nu că am mai avut o chestie, am mai votat noi ceva și s-a dus unul acasă și a venit înapoi după ce s-a încheiat ședința și s-a sucit. Ne-a votat. Păi da. Și a trimis la prefectură că a venit ăla de acasă și s-a sucit pe urmă. Domnul secretar, Consiliul Local trebuie să voteze, să mai demisioneze la o dată? Nu. Eu nu înțeleg. Păi da, a luat la începutul ședinței. Ce tare, păi. Păi nu, pe bune. Deci am luat la antevalutarea. Eu zic că sunt mult... lucruri mult mai multe de discutat și mai importante decât asta cu demisia lui Dună. Păi nu pe bună, cu Dună l-a demisionat. La cu ce? Poate-l convingeți din urmă?
S-a mai sucit unul, da. Cosmine, știi că s-a sucit unul odată? Cosmin, știi că s-a sucit ăla din că stăm cu odată și... A venit acasă și pe urmă l-a băgat la prefectură. Da! Secretara care era, care îi ținea lucrul. Când era... Auzi, da, directorul cu 10 clase cum ești. Știu? Directorul cu 10 clase cum e. Ai tu cu oricum o singură. Da? Da? 10 clase. Da? Păi că nu trece, păi cum mai e, păi ne-am venit aici să dăm oameni acolo, să-i dea cetățenii numai primarul și consilierii. Dar la urmă nu mă știa luciu, mă spun și-a dat la maxa pe străge. Păi spune la mamă, da, uite la mamă. Ești datorită nouă, ești de-a mea, cu Iisus. Ești datorită nouă, Iisus. Da, e zis, e acolo, că nu se trebuie. Dar așa, dar așa, dar așa, dar imediat, am să puși acolo. Domnule, domnul secretar, Consiliul Local trebuie să voteze, să mai demisioneze la o dată? Eu nu înțeleg. Consiliul Local ia... Păi da, a luat la începutul ședinței. E tare, păi... Păi nu, pe bune. Deci am luat la... Eu zic că sunt mult... lucruri mult mai multe de discutat și mai importante decât asta cu demisia lui Dună. Păi nu, pe bună, cu Dună la demisionare. La cu ce? S-a mai sucit unul, da. Cosmine, știi că s-a sucit unul odată? Cosmin, știi că s-a sucit ăla din că stăm cu odată și... A venit acasă și pe urmă l-a băgat la prefectură. Da! Secretara care era, care îi ținea lucrul. Când era... Auzi, da, directorul cu 10 clase cum ești. Știu? Directorul cu 10 clase cum e. Ai tu cu oricum o singură. Da? 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 10 clase. Da? Nu-i puteți face nimic, dar...
600 de, aproape 600 de asistați sociali. Mă trimitea pe mine la muncă, unul. Bine, un asistat social. Aici, să știți că am făcut dansul cu primărița. Am urcat, uite așa, noi tiptil, aici. Și-mi povestea ea mie, că să dau filme aici, povești cu păcală. Ia, uite. Bine, prințesa Pândarului nu este. Îmi cânta, de exemplu, am un prieten, un colonel, nu, doi coloneli, colonoi. Ce m-a distrat pe mine un colonel ăsta? S-a dus la una, pe la primărie, și facea, bine, nu era primar, atunci facea, zdreanță penală, zdreanță penală, zdreanță penală, fane, cum eram, zdreanță penală, fusese râd în asta cu curul într-o parte și a sărit cu curul mărăcini, și că, dar ăsta fane trece pe lângă ea și zice, zdreanță penală, zdreanță penală, ce tare, păi bine mă, colonele, mă, să faci tu zdreanță penală pe prințesa la boanului, bine, alt colonel tot așa bun. Ce vă, știi, cum m-au primit ei pe mine în casă? Ziceai că sunt frațelul lor, cu pisicuțe, cu căcăței, cu mâncare, cu băut. Dar dacă n-am băut, 3 zile și 3, plângea săracul, că este rușine că a lucrat în poliția română. Bine, a zis la cameră, că pe urmă a zis, bă, eu am fost mândru, tata, am fost antăvălit, oțe de draci a luat. Mi-a arătat tacte, mi-a arătat tot. Dar e rușine că sunt acum tinerei ăștia, cum e ăla de la AFI. Băi, zic că e ceva amens pe aici. Nu. A trimis și el, iar. Bine, măi, zgăbiță, mă. Hahătivistul ăsta care ești tu. După ce te învăț eu pe tine, ce faci tu acolo, da? Încep tu să mă mâști, ham, dar ștergi. E normal că ți-a stă frică, da? Rușine să-ți fie. Eu n-am să fac ca tine. Vezi că tu ai venit la mine. Tu erai cu taximetroiul. Făceai mânca pe 38. Bine, tu ai schimbat acolo. Ai adăugări la kilometri. Meritul tău, da? Eu nu te critic. Stai mă, potolit, că ești cu valoare. Tu ești cel mai cel. Ai mintea paratrăznic. Tu ai spus, mă. Deci tot ce ai povestit tu, da? Ăștia au început să râdă. Păi, bă, dai mă, împi, mă. Activistul Timișoran, care are o voce, tată, păi de capă. Păi tu te compari, mă, cu Marian și cu Maria, mă, că ăștia muncesc pe editare. Bine, munceam și eu la vârsta mea, acum nu, mai că sunt bunic. Și tu, găbiță, să mă denigrezi pe Facebook, laudătărialul lumea tale, că ești vedetă. Eu n-am vrut să fiu vedetă bătută, urât că te-a bătut. Dar tu să mă jignești și oamenii să creadă că tu ești cel mai bun. Nu, tu ești cel mai de cel mai bun. Noi suntem pârliți. Vai de noi ce stai cu noi. Să te aplaude oamenii, da? Ai văzut ce oratoriu au băiețe în editare. Să fii tu sănătos, mă. Eu nu o să-ți dau cursie, da? Așa, deci aici se află o ședință. O doamnă care erau doi dulăi și acei dulăi, ei se ceartă între ei, adică doi dulăi erau plini de botox, de silicon, avea achiziție de banii publici, așa. Dacă vrei, de exemplu, aici să te muți și zice așa, tovarășa prințesă, cea care a sprimbață pe geană cu mâna, așa, lip, și pe aici și peste tot, vreau și o mașină de făcut clătite. Du-te acasă. Pe de ce? Vreau să o mașină de spălat. Du-te acasă. Pe de ce? Nici n-apucă ți-a aduncă cetățeanul. Bine, dintre ăștia până în 600 de persoane cu puteri magice.
Îi vine coletul. Aole, ce ai făcut coletarule? Ți-a trage ție țeapă? Nu ți-a dat bănuțul? Cele mai mari fraude, că le-am văzut, le-am văzut în Olteni, da? La Olteni, adică nu la Olteni, nu, la nu știu ce județ e aici, da. Dar bine, poliția, eu am adus-o să fiu protezat de fire, de să nu mai electrocutanez. Bine, noi așteptăm o echipă ca să mergem pe teren. Este după ora 16, să ceartă precum prețipoți. Aia, stai să vă spun, aici, domnul, care îl vedeți, domnul, da? Este un domn onorabil. Lumea vorbește, dar ți vorbește lumea care domnul are un tratoraș, un tratoraș cu gheară, bine, o palmă din așa, se muncă, ce muncește băiatul cu contract, sapă, ia bani, cum iei bani? Și i-am spus, mata, ești ăla care faci metru cub, pătrat sau liniar? Și a început la mine să mă certe și eu m-am dat înapă, că mi-a fost frică, da? Aici ține ațeatorul, adică doamna primarele, a propus ca 60 de miliarde, cred că, să se facă dublu, pentru că trebuie mai multe. Nu știu dacă mai funcționează iluminatul public, nu știu. Și fire de la iluminatul public pentru calorifere, la clăcitoare și tot. Uite-ți cum se petrece la noi aici o ședință publică. Că mi-nu arată ca lume. A, bine, să nu credeți că este meritul luzâna noastră, Veorica sau Violeta. Sirene de bune de pus în port. A, unul care a trecut pe lângă mine mi-a vorbit urâtul, m-a făcut o marionetă. Eu nu mă supăr că sunt marioneta mea, al unui nepoțel, lumea să-mi trăiesc, să-i da Dumnezeu și măicuța Domnului. A plecat domnul, are casa la fel ca banca, ca națională, și care biserică, era cu barbă și cu evlavie și pioasenii. Bine, m-am jurat, pormă, da, normal, ăștia cu pioasenii plivojează. Ia să vedem, apropo, ia! Am uitat să vă spun! Unul dintre ei are dosar penal. Ăla ți-e pe cel mai tare. Asistați, le-au dat. Ia uite. Stai mă că mă duc eu la polițist. Deci, ascultă-mă! Avem dreptul de a contesta! Ce să contezi, mă? Este nebună!
ședința civilizată, tulbură liniștea ședinței publice. Nu au niciun drept. Aveți un drept să vă atrați în sală. Și sancțiune pe aceștia. Și tulbura niște publice prin alte și publice. Ia uite, e ca și cum să-mi plătiți. Acestei comune. Cei mai harnici cetățeni au venit la ședință. Unul dintre ei mă trimitea la muncă pe mine. El este asistat social. Sine, drag, un cățel din curte de domnul Pântărel. Bine, ăsta mergea cu mașina primărie. Și acum, mașina primărie, ia. Ședință frumoasă. Toată lumea. Hai. Aia 60 de miliarde, milioane, 4 alioane. Faceți în dublu. Că vrează până. Vedeți că sunteți filmotați cu două camere. Au. Vreți să faci poză cu mine? Vino cu aici. Vino cu aici. Vino și fă poză, nu așa doar. Și tu cine crezi că m-a adus pe mine? Unde? Aici. M-a întrebat că cine m-a adus aici. Și am spus, poliția. Păi sunt cu mine. E cu voi. Nu e cu voi. Văd. O să vezi că pleacă cu mine, cu tren. Uite, uite, directorul s-a mutat acolo. Da. Doamna lucrează la primărie, aici? Ce lucrează? Voi este frică? De ce? De lume. Nu voi e frică. Mamă, ce? În viața mea n-am văzut achiziții ce e aici. Ce? Aici? Ce? Mașini de spălat, frigidere, dale de cafea. Ia. Ciubucuri. Ce? Ciubucuri. Cred. Îmi pune colegul dumneavoastră pe Facebook. Care-i coleg? N-am eu coleg. Eu mi-e singur. E treaba luma tale. Așa. Uite, un om civilizat, da? Am făcut un greu plan. Omul iubește democrația. Da? E filmotat stereo. Da? I-a adus domnului director. Ai văzut? Domnul este director. Are 10 clase și director. Lucrez la primărie, nu-i așa?
dacă am început băieții să spună ofurile, cum muncește ei foarte mult, de transpiră cu tractorul, care lemne, fără geam, fără acte, fără stopuri. N-avea la remorcă că număr și nu știa să vorbește cu cățelul. Uite pe director aici. Cel mai mare director cu 10 clase are unul. A fost electrician la semafoare. Se plimba curentul. Bine că i-a spus semafoarele, du-te bă acasă. El avea 10, are 10 clase și director, vă dați seama, se dădea el mare, că director. Are priză, are curent, priza. 220 de bolți. Nu. Gata, s-a făcut liniște. Liniște, să aibă les, please. E prezent. Prezent. Dacă l-ați supărat pe roșu. Vreau să vă arăt. Aveți camere înapoi? Aveți obligația, dacă nu aveți pe competență. De exemplu, la garda de mediu, dacă se întâmplă că așa, ce fac? Sun eu la garda de mediu sau apoi? Tinerii, vă mai spun o dată. Vedeți? Și vedeți? Vedeți? Chemați cei pe competență. I-am sunat. Și ce au zis? Să facem adresă. Nu, că ăla dau, ăla dau firele jos. Eu vă spun ceva, că am venit și dumneavoastră sunați la un moment. Mai a fost cecat. Cezu și noi mergem pe cuși și cu dumneavoastră nu e niciun fel de problem. Nu s-a schimbat bugetul. Alo? Alo? Bună ziua, numele meu este Jean Harry Florin. Mă aflu în comuna Olteni. Avem nevoie de un echipaj de poliție care l-avem de fapt aici și nu dorește să meargă să constate și să cheme specialiștii referitori la fur de energie electrică de la iluminatul public. Eu mă rog de poliție să cheme persoanele competente. Am nevoie prin SNUAU că eu anunț furturi, adică sunt mai mulți. Să-i prindă? Dumneavoastră anunțați furt de energie? Da, doamnă, da. Din banul public, atenție. Am și poliția și... se află acolo? Da, e aici, într-o sală de ședință. Spun că dau pe competență, dar am spus, dar chemați... Și în sală de ședință unde vă aflați dumneavoastră? Da, suntem la primărie, adică unde ar fi... La Căminul Cultural, da, aici e primărie. La Cămin? Da, doamnă.
Sunt multe persoane, îi știm, am fost, au spus și că, domnule, știți, decât eu acum demonstrez că sunt interceptări pe fur de energie electrică. Rămâneți la telefon să vorbiți cu poliția Telerman, da? Da, mulțumesc. Vorbiți acum. Alo. Da. Bună seara sau bună ziua. Numele meu este Geană Hari Florin, mă aflu în comuna Olten. Sunt la Cămin sau primărie, că deasupra e primărie, jos este Cămin. Aduc la cunoștință și poliției pentru că se efectuează un fur de energie electrică în mod repetat de mai multe persoane prin interceptare. Am chemat poliția prin telefon direct, am sunat șeful lor. Am vrut, adică vreau să le arăt să vină, să vadă, să constate personal și să cheme pe cei de la furnizor, de furnizorul de energie electrică. Să refuză. Și că să fac eu o scrisoare că vor să vină aia. Păi aia până atunci dau fierele jos. Dacă nu l-ar fi dat jos. Deci, am bine, sunat... o să verificăm că e procedura, dar spuneți că poliția a venit, da? Da, domnule meu, dar știți care este problema? Dar ce mă pune pe mine să sun? Dacă, de exemplu, am avut și cu acțiuni cu poliția și am sunat, de exemplu, la garda de mediu, trebuie să sun eu la garda de mediu, am sunat la CET și nu răspund oamenii. Ar trebui să aveți o strânsă legătură cu cei, că cu oamenii ăștia fură energie electrică, interceptare pe iluminatul public, toată lumea din comună știu, avem listă cu ei, am fost pe teren, am văzut, iar poliția nu dorește să cheme furnizorul să constate personal, că n-au pe competență. Bine, o să verificăm, da? Eu sunt aici. Vă salut. Aștept. Mulțumesc. Unde, la Căminul Cultural? La Cămin, da, aici, la primărie, da. Numărul meu, 0749220090. Am apărut aici, vă mulțumim. Bun, mulțumesc, mulțumesc frumos. Sănătate. Am sunat la 112. De ce? Nu se vrea. Ia. Hop. Lumea nemulțumită aici. Mulțumesc frumos. Ia. Nu să nu iau... Ia uite. Vezi că am dat băieții PSN-ul, AU, da? V-a venit? Stați că vine așa altfel. Nu numai PSN-ul, AU. Nu se poate așa ceva. Eu n-am nimic cu voi. Noi am discutat cu cei de la CET, v-am spus noi, ce răspunde-au dat. Ce tu? Păi înseamnă că ei vor să fure. Nu știu. Dar voi acceptați furtul? Păi, fără ei nu putem să mergem acolo. Energie, vreți să mergem? Nu, n-ați înțeles. Aveți pe competență. Nu avem pe competență, doar că suntem... Uite, el e de la RNL, el e de la CES. Lucrează, e angajat? Da. E liber. Nu ne legăm de unul. Da? Deci, dacă eu, de exemplu, vedeam un malder mare de gunoi, că se dea foc, pe OG38 per 2022, și vă chemam pe voi. Nu aveați pe competență și aveați obligația. Acum am făcut... Dar pe ce face Ionița acum? Să chemați garda de mediu operativă, da? Ăștia de la CET înseamnă că doresc să se fure prin interceptare? Eu am deși și v-am spus ce răspuns eu dat. Adică... Ai făcut o adresă. O adresă și ăla de firele jos. Aveți cameră la voi, da? Da. Haideți cu mine. Hai să mergem, femeie. Haideți. Ca să trebuie să faceți fișa de intervenție, da? Să poate așa ceva să fură în țara asta. Dragii mei, toată lumea fură energie electrică. Haideți, plecă-i. Merge. Salut. Am auzit că ai casă frumoasă, Casa Poporului. Bun. Eu cu mârțoaga mea, voi cu mârțoaga voastră. Mergem să vedem despre ce e vorba. Da, avem listă. Noi am văzut. Asta e de întoarcere. Da. Băi, mai găsești? Ia uite ce e aici, Bă, mă înjura unul dintre ei. Mă trimitea la muncă. Păi muncă e pentru tractoare. M-a făcut țăgan. Și am spus, bă, sunt mândru. Sunt mândru că sunt țăgan. Altă mașinuță a băleției. Bine, că aici, pe aici, prin școala asta, m-am plimbat cu tante Violeta.
cu tante Violeta. Fane, cum făceai mă tu lua aia? Zdranță penală, zdranță penală, zdranță penală. Ia uită, nino, nu știe să-și facă ochii. Unul roșu și alt albastru. Ce hai vedem noi aici? Plicurici. Vedem așa. Fir de televiziune. Da? Am adus și eu camera audio-video ca să știu. Mulțumesc, mulțumesc. Noi nu putem să știm dacă este, e unul de internet și unul, vezi, omul ăsta, unde are el, de unde se alimentează el, la casă. Haideți cu camera aia, dar nu așa că de-aia zic, e decizia 97, asta, per 2020. Alegătorii sunt omul acesta, ia, alo! Alo, dar nu-i intru tata, strig Dacia. Uite, omul are curent. V-am spus doar însoțit de un reprezentant ce se da, da, ia uite, iar l-a trimis primarul. O să vedeți că vă miroase roata. Acum deja cercetează, da? Deci, noi acum, cum de... Auzi, cât consumați voi pe lună curent? Cât băieții ăștia numai cred că voi consumați până în 100 de kilovați. Da, pe noi nu avem lumină. Da, aveți, da, firea asta ce e ala de televizor? E de televizor și de internet. Aveți grup, da? Sau cum? Da. Uite, vezi toate. Deci noi nu putem să știm dacă e de tipul televiziune. Și merge grupul? Da. Noi nu avem treabă cu lumină și nu știți, domnul Gabi, că n-am lumină. Nu știm, da, mă, că de-aia mi-am întrebat. Înțelegi? Hai să vezi, poți da. Deci, camera. Vezi, vezi tu fiderul ăla grosul? Mai pleacă două fire subțirele. Dragii mei, vezi, lângă ăla grosul, da? Încă două fire subțirele și uite unde vine. Uite aici. Ia uite, ia uite. Ia uite-le. Ia uite-le. Ia uite-l. Nu-i nici de televiziune, că nu-i coaxial. Nu este nici fibră optică. Sunt două fire amărite, ramolite. Și încă ceva, ia uite-te la el, ia uite acolo, uite, uite, firul ăla de electrică, da, are o nadă, are interpelare, auzi, ia zi, ia vină tu încoace, că așa mi-ai o fetiță bună și frumoasă, nu pui dulău pe noi, auzi, când v-a pus de la iluminatul public firele alea de curent, înainte de anul nou sau după? Avem un an de zile. De un an de zile? De ce mă minți? Adică când ai curent pe ele? Când pornește caloriferul sau asta? Da, dă drumul la lumină. Când dă drumul la lumină, da? Ai curent pe ele, da? Da, da. Da, a, deci când dă drumul la lumină. Da, da. Dar e până în anul nou sau după anul nou? Avem un an de zile, da. Dar cine vii la băgat? Doamna primar. Doamna primar? Da. E vreo mă duce. Hai, pe jminul. Deci, și mai cine are în afară de tine? E și pe-n partea, pe unde mai? Mai aici, genie, tot așa, la un om mare. Și de ce vii la bani? Dar voi nu plătiți, vă ia bani, nu. Aha, deci, da, da, ai și curent de acolo? Păi acum nu mai avem, că n-am mai dat drumul. La ce n-am mai dat drumul? Nu mai e la drumul, nu da. Am prezentat și unul la identitate, doamnă, da? Da, de identitate, doamnă, da. Doamnă. Uite, femeia, auzi? Cu ce te încălzești când de drumul curent? Cu caloriferul, parcă, nu? Nu, păi da. Nu avem cu lumea. Tu i-ai pus da. La tre, da? Adu-i ce că, bă, aia, cartea aia de identitate, că vor băieții ăștia să știe cum cine te numești. Tu, da? Păi, dar pentru ce este asta? Păi, e poliția ta, te vei, poliția. Vă înțeleg, dar pentru ce este? Păi, vor să te legitimeze. Să știi cu cine stă de vorbă. Înțeles? Eu mă numesc Geana Harifurin. Șeful Metican Gabriel, da? În cazul secției ce dobrotești, colegul meu agent și șef Vărișor Alin. Ia, 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 vină cu ace, vină că nu te auzim. Așa? Da. Deci, și mie, acum de carte de identitate, doamnă. Carte de identitate. Deci, dragul meu polițist. Nu sunt nimic grav, nici nu-mi place. Fata oprește motorul. Fata v-a explicat că are curent, dar nu are, că nu mai funcționează iluminatul public. Și sunt 10, nu, 20 de persoane de la iluminatul public. Adică, dacă, auzi, tu i-ai văzut când au pus firele. Și e prea bine că i-ai văzut. Când puneau ei firele acolo, bine, când a trimis doamna primar. Cu ce erau? Cu mașina sau cu tractorul? Nu era, domnule. E, nu, absolut.
Să spunem la cuiera. Câinele ăla așa. A venit să pișa proata la mașina mea. Așa. Și luăm acum imediat, îl iau. Eu am chemat acum ăștia de la Ioșcari să-l ia să-l cerceteze penal. Mi-l dai? Păi ce s-a întâmplat de unde dacă s-a pișat pe... Da. Păi toți câinii acum, dacă trece un câine să pișe pe mașina la șefii de polițai, zicem așa la... Nu la șefii de polițai, s-a pișat pe mașina mea. Păroată. Păroașă? Păroată. Păi cu părul roată, cum am roată. Pune-ți lui că da. Zice ce e vorba. Las că i-am spus, frate. Voi nu locuiești aici? Da, eu locuiesc aici, domnule. Ai curent acum? Că asta după ce... Nu, nu. Deci, dacă îmi dă drumul la becurile astea, ai? Da. De ce? De la iluminat. Cine te-a legat? A legat, spune doamna. Și pe tine? Tu unde stai? Uite aici. Stai un pic. Asta, ia stai. Ia, uite camera, hai că ia uite. Stai-ți amărâți. Auzi? Aici nu locuiește, doamna. Eu. Adu boletin. Adu boletin. Boletin. Să-l legați pe noi, să ne facă un bine la toată lumea. Da, să fie frumos. Să fie... E bună primărița asta. Da, a fost foarte bună și este. Și... O votez iar. O votăm în continuare că... Dar ce bași tu în priză așa? Cam ce bați în ea? Nu-i nimic, decât televizorul și becul. Puteți să mergeți la fața locului. N-avem a, nu, de... că nu intrăm. Nu avem intrăm în casă. Nu intrăm. Adică fii atent, tu iei de la vecinul. Cablul de televizor. Asta e de televizor. Avem... Și care e, nu, care e cablul tău care e corent? Dă-o pe unde? Pe unde e? Hai că acum se complică treaba. Să complică treaba. Da, nu mă, omule, n-am auzit că acum vin și cu cadaie. Vă dă primărie. Eu sunt după drum, înțelegi? Ia, vină cu aici. Care? Hai mă, vină cu aici, arată-ne. Ce ai mă, vă? La ce sunteți dumneavoastră, ne dăm seama, dar... Până pe urmâine, pe mine tot trebuie să verificați și de ce să mințiți. Deci, cât ai de când, de cât timp ți-a montat? A venit aia de la electrica? Aia de la electrica, a venit? Sau cine era? Păi de la primărie, eu știu, acum ne-a legat. Aha. Ăsta grosul, mă? Ăsta gros, nu e gros, e subțire, dar e încărcat la hită. Ăsta vine când ți se aprinde becul de aici, da? Să aprinde becul, să aprinde și pe firul ăsta, da, duce... Ia uite-te, e cam gros. Nu e gros, uite, e subțire. Da! Nu e gros. Ia, e subțire, mă! Ia uite, mă, ce subțire zici, chi de ăla de... Da. Deci. Îți merge televizorul bine? Prinzi Pro TV-ul? Prinde Pro TV-ul? Acasă TV nu? Nu prinde acasă TV. Electrica TV nu? Dom'le, pentru ce este dumneavoastră, dom'le, tot? Bă, dar nu-ți vin banii publici? Tu nu plătești curent. Păi nu plătim, dom'le, dar ia uitați. Dacă nu avem un... Dacă avem un dosta unui... Un ce? Dacă aveam stâlp acolo. Bă, dar lumina acasă. Dai stâlp în curte la rășină. Și nu bate, că nu e în curte la rășină. Nu bate. Bine, ajută lumea. Cine? Primărița? Auzi? Vă dă și sunteți înscriși și la ăsta timp social? La ce? La ajutorul social. Da, suntem înscriși. Cât sunteți? Înscriși? Suntem 9 înșuri, dar nu am copii, am o grămadă de copii, am 7 copii. Aha. Și cum a venit? Ăștia de la electrică sau ăștia de la primărie? Nu trebuie să vă dau explicații pentru nimic. Dar cum da? Ai tot curent, așa, degeaba. Așa de la... Că vreau și eu să mă lege. Du-te la doamna primăriță și ziceți să vă lege. Și dacă n-a vrut. Să fii sănătos. N-a vrut. Ia. Păi ce-am vrut noi? Acum ia uite, avem și noi copii mici la școală. Ce zici, oamenii? Păi ce la copilăje ce le face, domnule? Dar știi că sunt? Domnule, dacă nu puteți să bă lumea, cum învață? Cum poate să învețe copilăje ăștia? Eu te cred. Dar zic așa, zic la cineva, zic zdranță penală, zdranță penală, zdranță penală. Uită-l mă pe zdranță. Băi, băi, săraci, băi, îmbărâți și ne luați la mișto. Ne luați la mișto, ne vedeți săraci, abărâți. Poezia cu cățelul. Zdranță, uită-l. Domnule, stai mă. Dar vezi chiar așa abărâți, luați la mișto? Nu mă, la mișto. Chiar așa abărâți cu noi? Zdranță penală, zdranță pe... Asta-i zdranță. Chiar așa abărâți cu noi? Sunt niște cârpe? Cine ați? Tu zici, eu n-am zis nimic. Hai, domne, cred că așa înțeleg. Bă, de ce primești tu curent și alți cetățeni nu primește curent? Ce ai tu în plus? Ce am eu în plus? Da. Uite, și persoana respectivă n-a avut curent că batim. Și de unde? Ia, de unde? Și acum nu mai are, și a băgat curent. Da? Păi, dar aici ai curent? A avut. Dar ai avut și tu? A avut. A avut și ea. Da.
Și șefule, mai avem majoritate. Păi gata, hai, ce să mai zic? Ce facem? Mai mergem și la altă sport, vom veni să faceți procese de la... Haide, hai să... Ne legați ce le faci? Ne legați? Nu te leagă, mă. Își mai leagă două fire. Nu mergem la pușcărie nicio. Avem noi fire. La bul de excavator, parcă primul ce a făcut, s-a vândut? S-a vândut, a fost adjudecat. Dar îl cupă numele cui? Nu știm, nu cunoaștem. Salut, mâna. Îmi pare bine să vă cunosc. Salut, mâna. Violeta Ionescu. Ion Fener. Ați fost la cartor? Ce cartor? La pădure. Am înțeles că mi-a filmat mașina pe acolo. Mi-ați filmat mașina? Nu, mașina primăriei. Deci dumneavoastră sunteți doamna primăriță. Ce primăriță frumoasă. Mâna, mulțumesc la fel. Auziți, chiar vă așteptam. Mai bine. Păi, asta să vă spun de ce. Continui, punem cine. Eu eram într-o scară. Cocolonel. Am Nu măcar nu este adus în decembrie. Și are numărul? Ce? Pentru că noi nici măcar nu am depus toate actele la fir. Deci este luat prin afir jumătate pe fond de garantare. Bun, excavator, ce? Asta vreți să vă dați 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 să vă dați. Da, dar ne simțim. S-a pișat pe roțele la mașină în public? La roțele la mașină la poliție. Ăsta-i cămin? Hai să vă spun primar. Dragi județ, mi-a spus așa. Bine, era unul de-l vedeu care bătea un cetățean. Ce ăla era? Cu cetățenii suntem cu toții și buni și răi. N-aveți cum să fiți răi, pentru că atunci este... Domnul meu, nu e nimeni perfect. Perfect e Dumnezeu. Perfecțiunea e la Dumnezeu. De unde știți? E bărbat sau femeie? Așa simt, domnul meu. Dar dacă eu vă arăt o citație că m-a dat Dumnezeu în judecată. Nu. Hai să nu discutăm, să nu mergem mai departe, vorbim despre comun. Haideți haide să mergem pic înăuntru. Vreți să mergem pe căminul? Nu! Vreți să mergem la primărie să vedeți? Vă știți ce înseamnă la pe primărie? Înseamnă sechestru. Știți cum arată un sechestru? Dar e sechestru? Nu! Acolo reabilităm! Al dracu pe ieri. Trebuie să facem. Știți cât de mult îmi doresc și eu am ce.
Hari, voi n-aveți la plăiești așa? Voi n-aveți la plăiești așa cămin? Ce anume? Vedeți că și cu picioare că altfel nu veneați la noi? Dar am venit cu cei de la zgara. Au venit, mă, și amendat. Am mergea, da, păi primarul amendează, să știți. 5.000 de lei? Da. S-a vândut în pădure, să trebuie să vândut. Nu, am venit acolo. Am auzit, cu noi de astea sunt ani de zile. România, da. Vă rog să mă credeți și eu le-am găsit. Nu vorbim despre asta. Dar spune mai. Problema este că ne luptam cu ele. Cum? Să luptam? Hai la pal. Sunt că trebuie să le strâng. Asociere. Canalizare e nebună. Nebună, doamna Masica? Nu este, mai trebuie făcut îmbunătățită. Au zis oamenii. Credeți că nu? Din punct de vedere de sonorizare. Zice că se pune ceva pe niște pe pereți, o antifonare, ceva, care sunt costă foarte... Ia spuneți. Nu, nu se va... Totuși să știți, domnul meu, știți că cine? La Revelion au jucat, au dansat. Cu lăutarii, i-am mai făcut. Hari, cartoane de ouă, mă, cartoane de ouă. Da. Da. Domnul meu, a fost investiție prima dată când s-a reabilitat prin CNI. Prezentați-mi birou. Ia că am înțeles că l-aveți pe bancă. La ce oră ați venit? Haideți că o să vă arăt când ne-am camera montată. Unde ați venit? Asta noapte. Când i-a spus, n-a venit să vă arăt. Deci o persoană cu handicap nu are nicio șansă pe aici. E greu să știți. E greu. Păi provizoriu, domnul meu, deci aici. Câte persoane aveți la Social Canima? Câte? Sau peste 500. Nu, 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 ia ascultați-mă. Știți ce amărât sunt? Deci, aveți în comună persoane cu... Da, bineînțeles. Auziți, dar de ce sunt amărât? Domnul meu, domnul meu, sunt bolnav, de greu. Ne pare rău dacă ne-a fost capirat, nu-și poate ziua. Domnul meu, sunt și un bun. Haideți, de care e rău meu. Haideți, dumneavoastră. Am canalizare. Da. Gazele. Sunt ce vreau și eu. Avem canalizare. Așa.
să vă suspende, doamne. Cine să mă suspende că vă ales cetățenii ăștia? Nu v-am ales. Peste 200? Nu ales cetățenii. Dar ce este cetățenii? Ce ați făcut pentru? Ce? De când ați venit? Ce? Deci de 6 ani am venit, sigur, în proiectul cu care mă îngrez. Sunt? Ai, doamne. Dar nu ați îndrăgostit de mine, da? Nu. Ce păcuși, păi! Sunt îndrăgostită de soțul meu și de pădure. Așa, așa, așa. Sunt îndrăgostită de soțul meu și de pădure. Bine, este necheltuit, de ce s-a îngrurat în cauza... Să știți că ne mântuim cu școlile, domnul meu, și aș vrea, ați intrat în interior, vă rog din suflet. Vreți să mergem? Vă rog. Avem aprobare? Hai, hai să mergem să vedem școlile. Hai! Ați văzut? Că prezentați și nu bună ziua! Mergem la liceu, mergem la școală. Hai să vă arătăm și noi cu ce ne mântuim. Ca să punem în gospodăria de apă. Nu, asta nu funcționează, nu funcționează niciodată. Auziți? Așa a este, ăla-i spațiu public la cadrele medicale sau au și deauntru? Au și deauntru. Unde? N-am angajat șoferul. Am înțeles. Șoferă. Ce mașină vreau? Cred că am să vă mă duc. Da, așa este. Mă ia, mă duce și mă duce. Și cum treceți? Nu fac faină. Nu sunt sinceră și vă spun tot. N-am cum să fac faină. Deci nu faceți faină? Nu, domnul meu. Nu. Am înțeles. Nu. Nu. Când ne facem raport referat. Mergem cu mărțacele, da? Da. Mergem la gunoaie. Ia uite aici ce dă colonele. Ciori, băi. Of, dar știți câte au fost de aici? Ce? În puntea asta am avut... Ciori, ciori. Zrudele. Acolo Ion? Acolo e Ion? Care Ion? Alea spălăderile lui Ion. Ha? Inter. Inter Agro? Alu Nicolae. Se pare că au vândut. A vândut? Cu modelul. Da, da, da. Păi sunt siloturile, vrei? Pot în bătut. Bun. Vreau să merg cu dumneavoastră? Cu mașina? Ce mașina aveți? Nu gata. Nu, nu, nu. Nu, nu, că acolo mai avem echipamente și...